Hei, prieteni! Sunt Luna! Am o poveste nouă pentru voi! Deci, așa arată școala mea! Atenție, băiat atrăgător! Glumesc, sunt doar eu! Wow! O să vă arăt o zi din viața mea! Acum e momentul! Trebuie să arăt cât mai bine! Nimic nu poate strica momentul ăsta! Aoleu! Luna, îmi cer scuze! Ha? Rucsacul meu! Aaaa! De ce țipăm? Trebuie să-l repar! Stai puțin! O să lipesc asta aici, o să tai puțin din coace și ți-am făcut un rucsac nou! Sper să-ți placă! Wow! Îmi place foarte mult! Prieteni, trebuie neapărat să-l vedeți! E cel mai drăguț rucsac din toate timpurile! Salutați-l pe Brian! Trebuie să intru la ora! Ne mai vedem, Brian! Ha? Nu, stai! Luna! O nouă zi de muncă! Dar cineva trebuie să o facă! Chestia asta funcționează? Ha? Ce-i cu zgomotul ăsta? Ce distractiv e! Ha? Bun venit în magazinul meu de jucării! Uite ce ofertă variată avem! Asta nu e camera de joacă? Wow, ce tare! Ce multe jucării! Toate visele mele se împlinesc! Cu ce să încep? Vreau să le cumpăr pe toate! Iuhu! O să iau asta și asta. Cred că asta e tot. Le scanez imediat. Ai gusturi scumpe? Nu-mi place cum sună asta. Te costă $1.000.000. Ha? E un chilipir. Ce de zerouri! Poate ar trebui să scad prețurile. Nu-i bai. Ce zici de asta? E mai bine? Oh, așa mai vii de acasă. Mi le permit? Pot să plătesc cu cardul? Poftim? Nu! Acceptăm doar numerar. Vezi? Scrie și aici. Nicio problemă. O să folosesc bancomatul. Nu te uita la codul PIN. E secret. Stai puțin, nu o să dureze mult. Am nevoie de niște monede? Ar trebui să fie suficienți. Acum pot cumpăra jucăriile astea. Poftim! Wow! Ce tare! Cum l-ai făcut? Vino încoace, o să-ți explic. Ai nevoie de niște carton. Mai întâi desenezi fantele, apoi le tai. Apoi am nevoie de un pătrat mic de carton. O să decupez șanțuri în pătrat, fix așa. O să adaug lipici la capete, nu prea mult. Apoi o să lipesc peste fante. Cât timp se usucă, îmi pot face cardul. O să colorez o bucată albă de spuma. Trebuie doar să mă asigur că se potrivește. Ar trebui să intre și să iasă ușor. Pare a fi ce trebuie. Îmi place cum arată. Acum o să întorc cartonul invers. Am nevoie de alt pătrățel de carton. O să lipesc pe marginea fantelor. O să fac asta până la capăt. Și o să le lipesc fix. Arată bine. Acum am nevoie de o bucată mare de hârtie cartonată. O să o înfășor în formă de tub. O să las liberă o bucată la capăt. Apoi o să adaug lipici peste ea. O să pun un pic de lipici aici. Pot lipi tubul. O să apăs ușor. Apoi îl lipesc de carton. O să adaug alt pătrat aici. Acum trebuie să fac o cutie. O să lipesc o bucată mare de carton pe o parte. Apoi o să-l ridic vertical. Următoarea piesă este spatele. O să o mențin fixă folosind lipici. Apoi trebuie să fixez o bucată de carton aici în unghi. Pot adăuga ultima laterală. O să rulez niște bagnote și o să le adaug în fante. Monedele se pun în tub. Când cardul intră în fantă, împinge banii afară. Așa. Apoi trebuie doar să-l decorez. Tare, nu-i așa? Îmi păstrează toți banii în siguranță. Vreau să-l testez și eu. Pot să-mi iei locul în magazin. A? Și eu o să iau ăsta. Pa, pa! Poftim? Hei! Asta e! Fără milă! Asta e tot ce poți? Ia de aici! Wow! Oh, nu! Nu cred! La atac! Te-am prins! Oprește-te! Ups, nu mai am apă! Unde a plecat? Există o singură soluție! În gard! Am exersat! Uite ce mișcări știu! Sunt gata! Nu o să mă învingi niciodată! Atenție! Trebuie să mă feresc! Hiu! A fost cât pe ce! Am nevoie de un scut! Haha, nu ai scăpare! Te-am prins! Ha? Oh, nu! Ghiveciul! Ce-ai făcut? A fost un accident! Mama o să fie supărată foc! Cum rezolvăm problema? Stai! Am o idee! În primul rând am nevoie de o bucată de carton. Apoi o să iau un burete. Am înmuiat buretele în apă. O să tamponez cartonul cu el. Vreau să se umezească bine. Arată bine. Acum pot dezlipi stratul superior. Apoi o să iau o conservă de aluminiu. O să o pun peste carton. Apoi o să o acopăr complet. E timpul să o vopsim. Pot să o fac să arate și mai bine. O să-i leg o sfoară la mijloc. Am obținut un ghiveci viu colorat. Wow, e uimitor! Acum hai să terminăm bătălia! Vino înapoi! Ora asta e așa plictisitoare. Aveam mai puține ochi deschiși. Cum de poate Tina să doarmă așa? Lexi? Ce e? Cred că ar trebui să ne distrăm. Cu Tina? Oare ne gândim la același lucru? Dacă da, mă bag! Să o facem! Șt, nu o trezi! Chiar acolo! Ăla e locul! Ok, sunt gata! Putem să-l folosim pe ăsta? Pare ok! Pune socul pe caiet! Ai banderola? Ok, e perfect! O să fie grozav! Abia aștept! Imediat! Gata! Ce s-a întâmplat? Sunt udelniarcă! Vai, cât de amuzant! Voi ați fost de vină? Îngrozitor! Cel mai slab test pe care l-am văzut. Adică și-a scris și numele greșit. Nota 4. Cum să greșești atât de mult? Ce urmează? Glumiți? Ah, stai! Asta e ok! Mă mir! 10! Wow! Durează o veșnicie! Și mai sunt destule! Am nevoie de o pauză! Trebuie să fie o cale mai ușoară. Stai puțin, cred că știu ce să fac. Îmi trebuie un inel plat, ca ăsta. O să aplic lipici pe el. Apoi o să lipesc o bucățică de burete. Acum o să desenez un 4 cu pistolul de lipici fierbinte. Nu mă grăbesc, ca să nu-mi pună nimeni la îndoială talentul artistic. Arată bine! O să fac un alt inel. De data asta cu un 10 pe el. Ar trebui să meargă totul mai repede. O să-mi pun inelele. Să înceapă notarea. O să apăs inelul pe foaia de test. Ia uite, am mers! Da! E mult mai simplu. E o metodă bună de a scăpa și de stres. Trec la următorul test. Stai, s-au terminat! Astea sunt bijuteriile mele preferate. Acum mă pot relaxa. În sfârșit a plecat. Haide, rapid! O, ce e ăla? Ce inel ciudat! Liam, ia uite! Ce e? Am găsit un inel! Tare! Uite încă unul! Are dimensiunea potrivită! David, ia uite! Wow, ce șmecher! Stai, vreau să încerc ceva! Nu te mișca! De ce ai făcut asta? Haide, frate, nu-i corect! Ai încurcat-o acum! Arată-mi ce poți! Ce? Băieți, începtați! Doar atât poți? Despărțiți-vă! Ce e în mintea voastră? El a început! Ha, ce caragios arăți! Și tu la fel! Nu e de râs! Dați-mi inelele! Haideți, dați-mi-le! Acum plecați de aici! Chiar arătau haios! Mai pun câteva bzibilduri și caietul meu e gata! Nu poți avea niciodată destui unicorn! Wow, arată magic! Trebuie să mă duc la oră! Nu vreau să întârzii! Abia aștept să mă laud cu noul caiet. Toată lumea o să fie tare invidioasă. O să-mi pun caietul aici. Ce? Care-i faza? Mi-ai copiat caietul. Despre ce vorbești? Stai puțin. Oh! Am șters-o de aici. A plecat? Cât de jenant. Nu pot să cred că avem același stil. Stai puțin. Cred că pot rezolva problema. Am nevoie de carioca asta. Mai întâi desenez o inimioară pe bilețelul ăsta. Apoi o pot colora. Roșul ăsta e perfect. O să-i fac niște umbre ca să iasă în evidență. Apoi o să decupez. Acum o să o lipesc pe niște hârtie de copt și o acopăr cu scoci. O netezesc. Nu vreau să aibă cute. Acum pot să o decupez. Vreau ca decupajul să fie puțin mai mare decât inima. Am mai făcut și alte desene. Acum pot să-mi redecorez caietul. Încep cu această căpșună. O să dezlipesc hârtia de copt și o lipesc pe caietul meu. E mult mai drăguț așa. Îl ador! Arată mai bine ca unicornii. Bună, Naomi! Ce mai faci? bine! Wow! Ador abzibildurile astea! Nu-i așa că sunt geniale? Eu le-am făcut! Uite, Alexia are aceleași abzibilduri! Ce dubios! Totul se termină acum! Poate să existe un singur caiet cu abzibilduri? Naomi va decide! Poftim? Nici gând! Te-am păcălit! Da, a fost amuzant! Hai să mergem la oră! Pac, pac, pac! Uite ce ceas am, Julie! E foarte drăguț! Da, știu, e special! Vreau și eu așa un ceas! Știu! Am o idee genială și am nevoie de hârtia asta! O să fie super! O să tai hârtia în formă pătrată, apoi o să împăturesc colțurile. Acum trebuie să le decupez. N-am nevoie de bucățile astea. O să împăturesc marginea de jos. Vreau să creez un pliu, apoi o să fac la fel cu marginea de sus. O să le unesc la mijloc. O să le mai împăturesc o dată. Vreau să pliez marginile spre mijloc, ca să obțin o fâșie subțire. Acum o să împăturesc o bucată de hârtie albastră. O să-i dau formă de pătrat. Pentru etapa următoare am nevoie de o farfecă. O să decupez colțurile. Vreau să le rotunjesc. Nu vreau să tai prea mult, ci foarte puțin. Ar trebui să fie suficient. Acum vreau să decorez hârtia. Vreau să arate super drăguț. O să desenez o față zâmbitoare. Cred că ar trebui să facă cu ochiul. Acum o să colorez. Am nevoie de un afișaj de ceas. O să lipesc sub față. Acum o să iau banda portocalie de hârtie. O să lipesc fața de ea. Și asta-i tot. Noul meu ceas. Wow, e în tendințe. Abia aștept să mă laud cu el. Wow, ce tare! Uite-te mai bine! Julie, ai greșit ora. Ce jenant! E cam strânsă cureaua. Trebuie să o slăbesc. Ups! Am exagerat! Ceasul meu s-a rupt! Ce-i cu zgomotul ăsta? A fost un cadou de la Molly! E pentru tine? Wow! Serios? Ce drăguț! Ce mă fac? Nu plânge! Ce jenant! Trebuie să fac ceva! Știu! În mintea mea arăta mai bine făcând asta! Te simți bine? În reclamele la șampun pare așa ușor. Totul e sub control. Ai încredere în mine. Trebuie să-mi tai elasticul de păr. Fix așa. E fix ce-mi trebuie. Acum o să iau ceasul lui Leo și o să-l pun la unul dintre capete. Apoi o să iau un ac și ață. O să-l trec pe sub telescoapele ceasului. Trebuie să mă asigur că e prins bine. Nu mai vrem alte accidente. E o curea de ceas excelentă. Sper să-i placă. Poftim, Leo! Ce-i ăsta, Julie? Wow! Mi-ai reparat ceasul! Îmi place artizanatul! Arată uimitor! Stai puțin! Am ceva pentru tine! E modul meu de a-ți mulțumi! Wow! Vorbești serios? Ce frumos e! Și e al meu! Mulțumesc foarte mult! Cu plăcere! Cum îmi stă părul? E greu să arăți atât de bine! Piu, n-am întârziat la oră! Stai puțin, ce sunt toate astea? Astea nu sunt produsele mele de machiaj! Julie? Ia mâna! Aoleu, ești desperiat uneori! Unde rămăsesem? Da, mă aranjam! În fiecare zi face asta! E ridicol! Ups, mi-a căzut oglinda! Trebuie să o ridic! Stai puțin, lucrurile tocmai au devenit interesante! Unde mi-e peria? Uite-o! Ups! Asta nu e bine! S-a blocat! Nu pot să mai scot! Ce se întâmplă? Cred că te pot ajuta! Ai nevoie de o farfecă! Nu se poate! Hei, vino înapoi! Și-am învățat lecția! O să scap de toate lucrurile astea! Ce ușor a fost! O să păstrez asta pentru data viitoare! Trebuie să-mi scot cartea! Începe ora! Nu, tati! Vreau un ponei! Telefonul ăsta idiot nu funcționează! Hei! Ai grijă! Uite ce ai făcut! Îmi cer scuze, o să-ți strâng lucrurile! A fost un accident! Grăbește-te! Ce multe lucruri ai! Dar am o soluție! Așteaptă-mă puțin! Ce faci? O să-ți placă la nebunie! Stiloul meu 3D te va salva! Mai întâi o să desenez un model pe husa telefonului. Acum o să trasez linii verticale. O să fac asta peste tot. Vreau să fie perfect. Trebuie să fac un grilaj mai mic, cam de 2 ori mai mic decât primul. Acum trebuie să le unesc. O să fac asta construind părțile laterale. Fac asta în jurul a 3 dintre margini. O să las partea de sus așa cum e. Am terminat! Uite, îți poți ține toți banii în ea. A, era să uit. Și cardul tău de credit. Intră și el. Uite! Wow, ce idee ingenioasă! Mersi, Leo! Cu plăcere! E ceva în neregulă? Telefonul meu nu funcționează. Poți să-l iei pe ăsta. Eu nu-l folosesc. Nu cred. Îl meriți din plin. Ai grijă? Ce alunecos e! Știu ce pot face. Dă-mi pantalonii tăi. Bă, cum ai făcut asta? Fii atent. Trebuie să fac câteva modificări. O să tai un pătrat de denim din ei. Trebuie să fie puțin mai mare decât o husă de telefon. O să pun husa peste material. Acum o să tai o gaură în zona camerei foto. A fost ușor. Acum mă pot apuca de treabă. O să pun denimul peste carcasă. Trebuie să mă asigur că găurile sunt aliniate. Acum o să le lipesc între ele. Vreau să fie întins bine. Sunt mulțumită de cum arată. Acum o să am iar nevoie de lipici. O să tai un pătrățel în partea de jos a husei. Cred că are mărimea potrivită. O să pun deasupra altă bucată de denim. Apoi pot să o apăs bine. O husă de telefon la modă. E pentru tine? Oh, wow! E genială! Telefonul meu va fi elegant și protejat. Dar tot avem o problemă. Știu ce zici, ascundeți rușinea. Mi se făcuse frig, acum e mai bine. O să-mi bag telefonul în buzunar. Cum s-a întâmplat asta? Stai puțin, uite. Trebuie să răspund. Alo, domnule președinte, m-auziți? Oh, ce jenant. Dar mi-a făcut husa asta, a meritat din plin. Ce zi frumoasă! Oh, wow! Ce căpșuni zemoase! Mere, căpșuni, struguri! Toate îmi plac! Ce picnic perfect! Chiar meritam așa ceva! Vreau și eu fructe delicioase! Dar n-am niciun ban! Oh, ce enervant! Stai, un portocal! Plin de portocale zemoase! Vreau și eu! Ok, copacule, dăm portocale! Wow! S-ar putea să fie mai greu decât credeam. Trebuie să-mi fac un plan. Eu am înălțimea asta și copacul e enorm. O să încerc să sar. Ce aproape am fost! Nu o să funcționeze. Stai așa. Aș putea folosi sticla asta de plastic. Trebuie să o tai la bază. Fix așa. O să fac o gaură în fiecare segment. Apoi o să bag sfoară prin fiecare gaură. O să fac la fel cu fiecare segment. Apoi o să bag sfoara printr-un tub. Am obținut o chestie de cules portocale. Sigur ăsta e termenul tehnic. Când trag de sfoară, sticla se desface. N-ai scăpare, portocalo! Ha-ha! Te-am prins! A funcționat perfect! Ce fericită sunt! Abia aștept să mănânc! O să o decojesc. O să o savurez din plin. Nu mai am nevoie de asta. Vreau să te mănânc. Ce bună e! E dulce și zemoasă. Ce faci acolo? Ce nerușinare! Mi-a stricat ziua. Să mi se vadă și rochia, da? Suntem live? Salut, prieteni! Mulțumesc pentru cadourile de ziua mea. Sunteți vedetă, domnișoară? Am filmat cum mă scot pe asta din cutie. Nu încă. Și acțiune! Vai de mine, abia aștept! Oare ce-a fi? Nu cred! Trebuie să vedeți asta! Nu-i așa că-i super? Hai să-l testăm! Ia să vedem! Ce tare! Ce multe baloane! E genial! Ai grijă! Ochiul meu! Gata, gata! Ha, ce amuzant! Aș putea crea și eu niște baloane! Aha! De asta am nevoie! O să le iau de aici! Dar ce pot înmuia în el? Oh, stai așa! Paiul ăsta e perfect! Ce bine că n-am aruncat gunoiul azi! Cred că asta-i tot! Mai am nevoie de câteva paie! Ce colorate sunt! Am nevoie și de un elastic de cauciuc! Vreau să le prind între ele! E ca un mega pai! Acum am nevoie de săpunul lichid! O să-l torn pe o tavă! Apoi o să torn apă deasupra! O să înmoi paiele în apă! O să le acopăr bine cu săpun! Apoi o să-mi pornesc uscătorul de păr! Funcționează! Uite ce de baloane! Ce ușor a fost! Yahoo! Nu știu ce să mănânc! Am atât de multe opțiuni! Dar tati vrea un inoroc! Hei, aici! Patru imediat! Așa să faci! Poftim! Bun apetit! De ce trebuie să stau lângă ea? Nu cred așa ceva! Domnișoara chelneriță? Mulțumesc! Toate costă atât de puțin! Ăsta e perfect! V-am adus comandă, doamnă? Am gusturi scumpe! Delicios! Nu e pentru oricine! Poftim? Hei! Vino încoace! Banii dumneavoastră, doamnă! Ce buni sunt! Poftim? Nu-mi vine să cred! Aur! Ce bun e! Ce ridicole sunt amândouă! Mor de foame, trebuie să mănânc ceva! Dar ce? Nu prea am de unde alege! Știu! Îmi stă bine în culoarea asta? Să înceapă vânătoarea! Aha! Ce zemoși sunt! Ăsta da fast food! Încetișor! Ce delicatesă! Îmi plac mult păianjenii! Poftim? Corect! Am uitat de ele două! Am nevoie de un alt loc de muncă! Ce-a fost asta? Ce bine am dormit! Trebuie să mă pregătesc! Nu mai am apă? Și cu ce mă spăl acum? Măcar mă pot spăla pe dinți! N-am nevoie de periuță de dinți! Ce gust mentolat are! Ok! Asta e! Cu ce să mă îmbrac? Ok, e drăguț! Asta e! Altceva nu am! Nu! Iahtul ăla e prea mic! Trezirea? Corect! Cred că trebuie să fiu creativă! Wow, mă pricep, nu gluma! Hei, trezirea! Iuhu! Știu, n-o să-i poată rezista! Aur, ce vis minunat! Ca de obicei, te-ai descurcat excelent! Cu asta mă ocup! Pa! Deja e dimineața. Unde mi-e telefonul dedicat machiajului? Alo, am nevoie de ajutor. Cu ce vă pot ajuta? Vreau să arăt bine, trebuie să mă machiez. O să vă coste. Unde sunt banii? Bine. Ia de aici. Serios? Nu cred. Chiar trebuie să mă ocup singură de tot? Ce plictisitor e! Ok, cred că putem începe! Hei, arătați puțin interes, vă rog! Prima noastră absolventă e Cheryl! Fanii mei care mă adoră! Ai absolvit liceul doar pentru că tatăl tău ne-a cumpărat o piscină. Felicitări! De ce mă atingi? Nu-mi place! Plec! Aplauze pentru Cheryl! Acum urmează Ellie! Ai grijă ca fotograful să mă pozeze din unghiul meu bun! Poftim diploma! Da! Am reușit! Chiar că... Trebuie să-mi fac un selfie! Ce drăguț! Ok, pleacă de pe scenă! Și la final, Essie! Sunt atât de fericită! ia hârtia asta. Asta-i tot? Mi-am promis că nu o să plâng. Vino încoace! Ok, revino-ți, Kerin. Meriți asta din plină, Essie. Wow! O bursă de studii! Iuhu! Da! Bravo, Essie! Ce zi extraordinară! Nu! Stai! Așteaptă-mă! Am ratat autobuzul! Ce mă fac acum? Hei! S-a întâmplat ceva? Pare să fie o treabă pentru cercetoarea prietenoasă din cartierul tău. Vrei să te duc eu? Wow! Haide, urcă-te! E o mașină din carton? Oh, da, e ultimul model. Frumusețea asta știe să se miște. Ține-te bine! E rapidă, a? Simte cum îți flutură părul în vânt. Super! Mersi! Stai! Pot să conduc și eu? Te rog! E atât de palpitant! N-am mai condus niciodată până acum! Stai! Ce? Vroom! Încetinește! Uite, am ajuns! Și întregi, oarecum! Mersi încă o dată! Apreciez! Pa! Fiu! E timpul să mă duc la cumpărături! La tomberon! Titit! Ah, vine! Bună dimineața, doamnă! Dă-mi voie să-ți deschid ușa! Nu! Eu nu înțeleg! Nu merg cu mașina! Ce zici de un skateboard? Glumești? Niște role? Uite cum se învârt roțile alea! Penibil! Am rămas fără idei! Sau putem folosi chestia aia? Așa mai merge! Vai, pare super distractivă! Grozavă idee! Uite-mă! Nu, stai! Pe curând! Ce metodă de a călători! Măcar îmi primesc doza zilnică de cardio! Hei! Da, eu sunt! Sunt fermecătoare! Să vedem ce poate să facă șmecheria asta! E grozavă! Toată lumea se uită la mine! Sunteți fanii mei și vă iubesc pe toți! A fost atât de distractiv! Clar o să mai merg cu asta! Trebuie să mă duc la oră! Wow! Ia uite ce futurist arată! Cred că au lăsat-o extraterestri și acum e a mea! Adio, mașină din carton! Doamne, ce stilată mă simt! Ce e cu zgomotul ăla? Salutare! Și cerșătorii au așa ceva? Am terminat-o cu asta! Să te facem să arăți bine! Nu că ai avea nevoie? Spui mereu numai ce trebuie. Diminețile sunt atât de stresante. Mie îmi spui, relaxează-te. Cred că asta-i tot. Cum ai vrea să călătorești azi? Ce zici de asta? Serios? Nici gând. Ok, asta pare frumoasă. Știu, stai să dau un telefon. Alo, am nevoie de ajutorul tău. Da, imediat. Un elicopter? Perfect! Ăsta e mai pe gustul meu! Tocmai ai obținut o mărire de salariu! Pa! Sari, stai! Ți-ai uitat ghiozdanul! Oh! Pot să mă lași acolo? Chiar ar trebui să mă mut în altă bancă? Ce-i aia? E o răpire! Salvează-te! Calmați-vă! Eu sunt! Îmi place să-mi fac apariția! Ok, poți pleca acum. Noroc că-mi place lucrul bătut de vânt. Deci, ce-am ratat? Mersi. Incredibil! Ce divă e! S-a terminat? Chiar trebuie să facem ceva cu aranjarea băncilor. Planta mea! Trebuie să-mi pun noi selfie-uri în feed. Ura! S-a terminat ora! E timpul să-mi verific toate canalele sociale. Ce laptop frumos are! Eu am doar vechitura asta de la tata regele. Of, nici măcar nu mai merge! Uf, cred că e greu să fii o prințesă falită. Ok, o să-l sprijin. nu merge. Stai puțin, cred că aia o să meargă. O să iau rama asta. Are propriul picioruș pe care se sprijină. Hei, ia uite ce-am făcut. Wow! Sper că sărăcia nu e contagioasă. Ah, mersi! Ce cadou drăguț! Uf, ce-i ăsta? Ah, credeam... Poftim, ia-l tu! Acum pleacă! Nu te mai vreau prin preajmă! Mergi în continuare! Poți păstra tortul ăla! Ah, ok, mersi! Wow! Tortul ăsta e plin de bani! Nu se termină! Nu pot să cred! Ce? Vreau eu toți banii ăia! Sunt bogată! E fantastic! Ha! A plecat! Mai e un alt tort? Hai, mă! Trebuie să fie bani pe aici pe undeva! Nimic! Și acum am și tort pe mâini! Of! Ah, da! Coronița mea pentru sport! Trebuie să o port pe cea potrivită ocaziei! Mersi, poți pleca! Uf, ce greu e! Te descurci grozav, prințesă! Săritul coardei e cardio grozav! Și hopa sus! Genuflexiunile o să-mi întărească picioarele și trunchiul! Trebuie să arăt bine pe tron! Fă-mi aer, te rog! Nu uita să te hidratezi, prințesă! Mă simt așa bine! Bun, e timpul să încep iar! Uf! Nu-i nimic mai greu decât gălețele pline, jur! Trebuie să ajung acolo, sus! Uf! Ce mi-aș fi dorit un scăunel! Uf! Chiar simt cum îmi ard mușchii azi! Așa multe gunoaie de ridicat! Ia, ce antrenament! Hei, mușchii mei par puternici! Oh, ce e chestia asta? Poate că e un portal secret spre un tărâm mistic. Există o singură cale de a afla. Nu, am comandat bluza pe roz pal, nu roz aprins. Acum, încă puțin. Asigurați-vă că... Jared, nu! Oprește-te! O să fie grozav! Ce-a fost în mintea ta? Ți-am zis să nu faci asta. Nu e corect, știu că e un portal secret acolo. Nu plânge, te rog, uite ce am eu, o să-ți placă. Dă-mi-l! Hiu, a fost cât pe ce. Capacul ăsta ar putea fi util. Adică, are dimensiunea potrivită, merită încercat. Am nevoie de mai multe iaurturi de băut. Îl bag în priză și răsucesc capacul. Așa degețelele curioase nu mai au acces. Și poate că acum o să mă relaxez și eu. Da, aș vrea să comand bluza asta pe bleu, nu albastru regal. Și acum e timpul să explorăm portalul. A? Ce se întâmplă? E plictisitor. Știam eu că o să meargă. Acum trebuie să pun protecții și restul casei. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. E timpul să te culci. Ah, dar nu mi-e somn. Vise plăcute, draga mea. A plecat? Nu vreau să mă culc. Prefer să mă distrez puțin. Ador slime-ul ăsta. E atât de elastic și moale. Vrei să-l guși, păpușico? Așa, papă-l pe tot. Ah, ok, îl gust eu. E deja dimineață. Oh, nu! Ce s-a întâmplat? Uite-te la părul tău! E plin de slime! E lipicios și slinos! De ce s-a întâmplat asta? Madison, ce-ai pățit? Uite-te la păpușa mea! Oh, ce dezastru! Adică s-a lipit bine acolo? Stai! Ăsta-i slime? Ups! Păi, e posibil! Dă-mi-l! Știi că în casa asta nu e permis slime-ul? Acum hai să vedem ce putem face cu părul ăsta. Nu știu dacă avem vreo soluție. Nu o să se ducă la spălat. Dar am o idee. O să fie cheală. Lasă aparatul de ras jos, tată! Nu! Acuș o să se termine totul. Cred că o să-i stea bine. Să știi că îmi place să fac asta. Wow, îi se reflectă lumina în chelie! Gata, am terminat! Arată bine! Salut-o pe păpușica ta cu un look nou! Ai nebunit? Uită-te la ea! Am făcut tot ce am putut! Nu știu ce vrei să mai fac! Stai puțin, am o idee grozavă! Pot să folosesc lâna asta! Îmi trebuie un ac pentru următorul pas! O să-l înfig în capul păpușii și îl scot pe partea cealaltă, apoi scot acul. Acum fac la fel cu un fir de lână galbenă. Îl bag lângă primul fir. Continui să fac asta până când păpușa o să aibă un păr bogat. Uite așa! Arată grozav! Zici că are un curcubeu în părul ei? Ce zici, Madison? Îl ador, tată! E super colorat! Mersi, tati, ești cel mai tare! Sunt, nu-i așa? Poate ar trebui să-mi aranjez părul ca păpușile tale? Ah, unde este centrul? Astăzi vom desena flori. Oh, pe bune! Ce ușor! Iau eu asta! Te voi ajuta! Stai liniștit și bucură-te de experiență! Flori, nu? Bine! Răcoritor! Aproape gata! Câteva retușuri finale! Și-am terminat! Îți place? Plata! Mulțumesc! Nu, eu îți mulțumesc! Știu! Pot face orice cu niște carton. Este propriul meu șevalet. Perfect! Bine, drăguț! Poți să-mi dai un 10 acum? Ce zici de lucrarea mea? Oh, doamne! Bună treabă! Pielea mea e atât de ternă. Uf, efectiv nu merge. Obrajii ăștia au nevoie de un pic de viață. Ce-a pățit pensul asta? Totuși, cred că e mai bună decât nimic. Nu se întâmplă nimic. Cât de enervant. Haide! Opa! Oh, nu! O să am probleme. A fost inacceptabil. Cel puțin nu am fost pedepsită. Hei, părul meu! Oricum, din păr se fac pensulele. Haide, am nevoie de tine. Gata, e timpul să devin creativă. Și acum, momentul adevărului. Deci, ce zici? Hei! Aoleu! Ce e? S-ar putea să vrei să te ocupi de ăla? Eu sunt? Chestia asta e masivă! Ce să fac? Îl spargi! Pot eu? Durează doar o secundă. Acum stai nemișcat. Da, așa mai merge. Aaaa! Poftim, exersează mai tip ăsta. Oh, cu mare plăcere. Oh, da, de ce e atât de satisfăcător? Putea să fie fața mea. Alo? Nimic nu se compară cu un tratament facial. Trebuie să protejezi partea care face banii. Ce fină e! Cred că a mai rămas un singur lucru de făcut. Oh, ce frumos se scoate! A funcționat? Cred că în sfârșit am scăpat de coșuri. Ce-i asta? Scârbos! Pleacă de aici! Nimic nu se compară cu o masă gătită acasă. Ingredientul secret e dragostea și multe condimente. Adaugă foarte multe savoare. Miros minunat! În tigaie cu voi! Acum pot amesteca. Hei, mama! Ceva miroase bine! Faci celebrul tău sos de paste? Da. Stai puțin. Cât e ceasul? Am întârziat! Trebuie să plec. Dar cum rămâne cu cina? Ah, corect! Amestecă în continuare! Să nu lași să se ardă! Ce s-a întâmplat? E o glumă cumva? Nu e așa greu, e doar plictisitor. Cum a ajuns să stai aici? Bine că-mi pot exersa mișcările de yoga. M-am săturat de asta. Trebuie să cumpăr ceva online. Habar n-am ce e ăsta. Ce e ăsta? Îl cumpăr! Și acum aștept! Wow, ce rapid a venit! Îmi place să cheltui bani. Asta o să-mi rezolve toate problemele. O să-l pun în tigaie și o să-l las să facă toată treaba. Se se învârte de jur împrejur. Eu nu trebuie să mai fac nimic. Ce deșteaptă sunt! Și acum mă pot relaxa. Nu e așa greu să gătești. M-aș putea obișnui cu asta. M-am întors! Betty, ce faci acolo? Nu se vede. Gătesc, mama. Oh, ce-i cu gadgetul ăsta? Oare trece testul gustului? Wow! E o încântare pentru papilele gustative! Ți-am spus! Parcă am trăit în viitor! Bravo, scumpa mea! Credeam că în cartea asta sunt mai multe poze. Urăsc temele! Nu mai suport! Vreau să mă distrez! Așa mai fi de acasă! Betty! Ești aici? Cum merge învățatul? Stai așa! Ce faci acolo? Ar trebui să înveți! În loc, joci jocuri video! Nu se poate! Oprește-te! Ce joc genial! Dăm telefonul! Dar îl folosesc la ceva? Imediat, domnișoară! Vorbesc serios! Nu e corect! Incredibil! Știu cum să te scapi de prostiile astea de jocuri. Îți bag telefonul la închisoare. L-am încuiat bine. Și cheia e la mine. O să păstrez aici. Nu poți face rost de ea. Ți-l dau înapoi când îți termin tema. Poftim! La ce mai e bun așa? Oare pot forța încuietoarea? Merită să încerc chiar dacă rămân fără un dinte. Ce rău ai ajuns! Nu funcționează. Bine, ai câștigat. De data asta o să-mi fac temele astea idiote. Dar nu sunt fericită deloc. Cred că funcționează. Hai că poți, scumpa mea. Stai! Știu răspunsul. Cel puțin așa sper. 5 + 5 e... 10? Fiu, sunt complet epuizată. Acum îmi dai telefonul înapoi. Sunt mândră de tine. Stai să scot cheia. Îl meriți din plin! Pot să-ți dau telefonul înapoi! Ai făcut ce-ai promis! Dă-mi-l odată! Ce dor mi-a fost de tine! Nu vreau să ne mai despărțim niciodată! Wow! Ce greu e! Nu știu ce să zic! Trebuie să verific ceva! Oh, nu găsesc răspunsul! Asta căutam! Fix cum credeam! Deci asta înseamnă... Știu! E foarte simplu! Răspunsul e 10! Reușit! Nu vine să cred! Oh, bine! Aici erai! Cum merge, scumpa mea? Uite, mama! Am rezolvat problema! Asta e pentru tine! Ai muncit din greu! Serios, mama? Nu trebuia! Mama, chiar ne trebuia! Mi-ai cumpărat un telefon mobil? E pe bune? Sper că-ți place! Vai de mine! Iuhu! E cel mai tare cadou din viața mea! Fiu, îi place! Te las să-ți continui temele! Stai! Nu pleca! Hai să ne facem un selfie! Dar eu nu sunt machiată! Zâmbește! Oh, nu, oh, nu! Am atâtea de făcut! Vreau ca totul să fie perfect! Trebuie să găsesc un cadou! Aș putea folosi sticla asta! Nu arată bine! Sau poate ăsta? Nu! Poate o carte? Nu! Sau tocătorul ăsta? Niciunul nu e ce trebuie! Hai, gândește-te la ceva! Ce e aia? I-aș putea face niște prăjituri mamei? Cât de greu poate fi? Stai așa! Astea sunt perfecte! Arată delicios! Să trecem la treabă! Am nevoie de toate ingredientele! Și gata! Am obținut o prăjitură! Trebuie să coc! Wow, ce talentate sunt! Dar nu seamănă cu poza! Cum a făcut-o așa? Ce pot face? N-am un poș alimentar. Ce-aș putea folosi? Sticla asta! O să-i desfac dopul. Da, cred că o să funcționeze. Trebuie să fac câteva modificări. Din fericire, am un bisturiu. O să tai marginea capacului sticlei. Vreau să elimin o secțiune mică. Fix așa. Apoi am nevoie de un măr, ca să obțin o glazură aromată. Apoi o să pun capacul la loc. Acum îmi pot termina brioșa. Trebuie doar să apăs pe sticlă. Și am obținut o brioșă glazurată. Arată bine. Aș mânca-o chiar acum. Dar lipsește ceva. O lumânare și gata. Sper să-i placă mamei. Trebuie să-mi dau jos boneta. Hei, mama! Trebuie să-mi schimb cărțile. În dulăpior. Deschide Uite-te! Ha? De ce nu funcționează? Haide! Te rog, deschide! Gah! E nasol! La o parte! Eram sigură că va funcționa! Haide! Trebuie să-l deschid! Și trage! Am reușit! Ups! Essie? Oh, bun, Alex! Ce mai faci? Nu mai contează! Da! Oh, wow! Nu! Hei! Frumos! Mă rog, trebuie să mă concentrez aici. Bine, totul e ok. Doamne! S-a deschis! Aproape! Am nevoie de o mână curată. Wow, ce tare! Securitate de top, vezi? Cea mai bună din lume! Ultimul pas? Testul ochiului. Chiar e necesar? Da, ia uite! Băutura ta! Mersi, pa, pa! Ok, chiar nu e corect. Uf! O să-mi fac propria securitate cu banda adezivă de modă veche. Gata! Nu m-a costat niciun cent. Oh! Mulțumesc! Ați fost un public minunat! Vă iubesc pe toți! Vreți autografe pe toate pozele astea? Ah, ce stresant e să fii superstar! Hai să le semnez odată! O să dureze o veșnicie! Oare nu există o metodă mai ușoară? Ah, ce faci acolo, mami? Mami încearcă să lucreze, scumpo! Nu zbor mereu cu avioane private, ci nu sunt mereu în vacanțe pe insule de lux. Trebuie să o ajut pe mami! Știu cum o pot înveseli. O să-i decorez pozele, ca să știe cât e de specială. Mickey, ce faci acolo? Îți arăt cât de mult te iubesc. Oh, scumpa mea, ce drăguț! Dar am o idee mai bună. Poți desena și pe astea. Wow, serios? Mersi, mami! Mami o să se relaxeze puțin. Ce distractiv e! Aș putea face asta toată ziua. Nu știu de ce se plângea mami, aproape am terminat. Stai! Ce a fost asta? Sper că asta e casa Ginei. E a patra casă pe care o verific. Aha, bingo! Hei, fetiță! Vrei să vezi ce am desenat? Sigur, de ce nu? E mami! Gina își lasă copilul să-i semneze autografele. Ce știre bombă! Vrei și tu un autograf? Wow, ce ușor a fost! Mersi mult, fetiță! Poftim, îi meriți din plin! Wow, ce de bani! Mersi, necunoscutule misterios! Să mă sun dacă mai afli și alte bârfe! Mami, uite! Poftim? Bani? Așa-mi place să mă trezesc! Wow, ce de autografe! Și ce de bani! Felicitări, scumpa mea! Mai am un teanc de poze de semnat. Mersi, mami! Mami e mândră de cum desenez. Sunt gata să intru în direct. Ok, hai să începem. Oh, o să fiu vedetă. Salutare, prieteni! Bună, e timpul să gătim ceva delicios. Mickey va fi asistenta mea culinară. Hei, aici sunt! Îi place să fie în lumina reflectoarelor. Bun, azi facem clătite. Am pregătit toate ingredientele. Mai întâi o să torn făina într-un bol. Ce relaxant e să gătești! Aoleu, s-a făcut ceață! Nu văd nimic! Acum e mult mai bine! Hai să o amestecăm, fix așa! Pot și eu să fac asta! Uite, mami, o amestec! Yes? Era să uit de celelalte ingrediente. Mă întorc imediat. Ah, am o idee! Dar rămâne secretul nostru. Hai să-i facem o farsă lui mami! O să-i adaug săpun lichid în aluatul de clătite. Să nu-i spuneți nimic! Am adus siropul! Uite, Mickey! O să-l punem peste făină. Habar n-are ce am făcut. Stai puțin, am nevoie de ceva. O să o ajut eu pe Mickey, o să îl torn în bol. O să pun foarte puțin, dar o să aibă un gust extraordinar. M-am întors și am un ingredient special. Ce-i acolo? Nimic, mami. Oh, am nevoie de fructele de pădure. Ăsta e momentul perfect. Ce faci aici? Miroase ciudat. Cred că îmi face o farsă. Oh, așa deci. Wow, arată delicios! Adaugă-le în aluatul de clătite. Ador căpșunile! Oh, mai am o idee! Pentru rețeta asta vă trebuie fructe proaspete. Ce zici de un ardei iute? Adăugați fructele de pădure în bol. E foarte simplu. Vai de mine, n-am observat! Ce amuzant e! Sper că-i plac șoarecii. Atenție! Ah, un șoarece! Ah, mi-e frică de șoareci! Ajutor! Ah! Cred că nu-i prea plac animalele. Ok, clătitele noastre sunt gata și arată delicios. Ce bine miros! Ce gust au, mami? Ceva e în neregulă. Ai grijă, boneta mea! Ce s-a întâmplat? Poate nu te pricep chiar așa de bine la gătit. Wow, clipul nostru a devenit viral, mami! Uite ce populare suntem! Wow, toată lumea ne iubește! Nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul nostru! Pe curând! Wow! Hey, Grace, uite! Haide, măi! Grace! Wow! Așa! Pe bune! Termină! Bună! În sfârșit! Ia uite ce a sosit! Stai jos! Uită-te la tatuajul ăsta! Poftim? Vrei un tatuaj nou? Iiii! Ok, mă ocup eu de asta. Ok, să înceapă distracția. Super! Cred că-l vreau aici. Tare! Acum, dă-mi mâna! Ăla e un ac, Emily! Dar cum altfel vrei să facem asta? Adio tatuaje pentru mine, se pare. Trebuie să fie o altă cale. Normal! Mă întorc imediat. Aproape am ajuns. Trebuia să-mi fi adus niște apă. Am reușit! Hei! Domnule unicorn! Ok. Am nevoie de ceva mai blând. Bine, ce zici de astea? Da! Mersi, frate! Ne mai vedem! Așa! Ce bine că sunt în formă! Aproape am ajuns! A fost un drum lung! Să o facem! Fără ace! Pare inofensivă treaba! Clar! Cred că sunt pregătită atunci. Metoda șablonului e mult mai puțin dureroasă decât un tatuaj adevărat. Toarnă lipici pe pielea expusă. Și folosește o pensulă ca să-l întinzi. Când arată așa, e timpul să vină sclipiciul. Wow! Ai grijă să acoperi tot lipiciul. Apoi scoate șablonul. Mișto, nu-i așa? Wow, chestia asta chiar sclipește! Îmi place la nebunie! Mă bucur! E rândul tău! Da? Nu? Haide! O să folosim culoarea ta preferată! Așa, da! Nu-i așa că-s grozave tatuajele astea și n-a fost nevoie de ace? Fără durere, prietene! Clipul ăsta! Nu te supăra! Intră! Doamne! Unde rămăsesem? Da! Uite-te la chestia asta! Isterie totală! Îți vine să crezi cum e tipul ăsta? Da, sper să nu fie coadă! Doamnelor! Pare că respectă ținuta obligatorie! Ok! Ne vedem acolo! Stai pe loc! Ce avem noi aici? Dulciuri? Nu știi să citești, doamnă? Poftim? Mișcă-te! Ce penibil! Bine! Se crede șmecher, ha? Nu poate o fată să savureze o gustare? De fapt, am o idee genială! Vezi crăpătura asta? Are dimensiunea potrivită ca să ascundă chestia asta. Un suport ascuns pentru gustări. Genial! Privește magia! Domnule paznic! Iar tu? Simți miros de dulciuri? Nu văd nimic! Slavă Domnului! Intră! Pupici! Mă rog! Da! S-a întors cățărătorul! Wow! Aia e Emily? Oh! Vin! Și am gustări! Ia uite! E rezerva mea secretă! Ta-da! Vezi? Da! Și am două! Super! Mereu am poftă de ciocolată! Mmm! E delicioasă! Ar trebui să mă pregătesc! Ce rău mi stă părul azi! Alo? Am nevoie de cineva! Ai nevoie de ajutor, Liam? Ce s-a întâmplat? E pur și simplu scăpat de sub control! Nu te stresa, se rezolvă! Pune-ți centura, o să ai un păr perfect cât ai zice pește! Poftim! Serios? Nu știu ce să zic! E prea unsuros! Ah, stai calm! O să încerc altceva! Ai încredere în proces! Gata! Îți place? Tot nu e ce trebuie! Cred că aș putea încerca ceva nou! Dar am nevoie de câteva elastice! Oh, da! O să iasă super bine! O să vezi! Așa nu-ți mai intră părul în ochi! Interesant! Îmi place! Dar n-am terminat încă! Asta o să te ajute să ieși în evidență! E o idee genială! Ai încredere în mine! Le pun fix de-a lungul liniei părului! Wow! E clar ceva diferit! Îmi place! Pentru serviciile tale! Cu plăcere! Ce tip atrăgător! Iubesc ziua în care fac curat! Mă ajută să scap de stres! Îmi dă timp să mă gândesc! Să nu uit de podele! Vezi? Nu-i așa că e ca o oră de meditație? Și e ușor dacă folosesc asta! Gata! Hiu! Oh, nu! Părul meu! A scăpat de sub control! N-am timp să-l aranjez la loc! Sau am? Sunt gata! Dar mai întâi am nevoie de un elastic de păr! Așa! Și acum părul! Haide! Ce drăguț! Și abia dacă trebuie să ridic un deget! Așa mai vii de acasă! Atenție, lume! Să spui că toate fetele sunt la fel e o subestimare grosolană. Dar oricine are șansa să devină regină. Mă rog, regina balului. Dăm coroana aia! A, sunt gata! Stai puțin! Ce se întâmplă? Oh, nu! Vai! Ia uite ce haine adorabile! Și ce accesorii! Îmi place rochia asta! Ah, clar ne putem obișnui cu așa ceva? Nu-i așa că ne stă bine împreună? Ce să ascult? Ah, nu te supăra! Ce faci? Scuze, dar nu găsesc nimic de îmbrăcat! Îmi urăsc toate hainele! Sunt prea mari, unele sunt prea mici! Mă simt atât de urâtă! Aș vrea să o pot ajuta! Dar poate că o să reușesc să încropesc ceva cu ăsta! Ha? O să-ți arăt! Vezi acele astea de siguranță? O să fie pe post de găici pentru curea! Bagă șiretul prin ele! Și leagă-l ca să faci rochia cât de strâmtă sau largă vrei! Vezi? Îți vine grozav! Ha? Mulțumesc! Mă bucur că te-am putut ajuta! Pa! Te sun eu! Trebuie să mă pregătesc! Aproape că uitasem! Ah! Păi și pantoful meu? Se pare că nu mai plec nicăieri! Doar eu cu mine și cu chipsurile mele! Nu mă deranjează! O altă seară de vineri acasă! Perfectă pentru un ritual de îngrijire! Ah! Tu și unghiile tale! Oh! Ăla e telefonul meu? Cine e? E o petrecere diseară? Ce bine că tocmai mi-am făcut unghiile, nu-i așa? Ia uite! Nu, nici o petrecere pentru mine! Te rog! Of! Ok, fie! Da! Haide! Cu ce ne îmbrăcăm? Pasul 1. Ok. Sunt pregătită! Ținuta e gata! Chiar te pricep la asta! Și pasul 2? Ha? Eu? Ah, nu! Eu sunt ok așa! Nu! Nu mă lași să te îmbrac? Oh, nu! Nu ochii de cățeluș! Știi că nu pot să rezist când îi văd! Ok, o să mă schimb! Of! Poftim! Ce zici? Da! Suntem gemene! Dar ce o să fac cu ăia? Sunt hidoși! Poftim? Ce? Sunt nașpa? Sunt groaznici! Ai noroc că am pantofii ăștia pentru tine! Sunt pentru picioare de om? Mai bine merg de sculță! Da! Da! Nu, te rog! Da! O, fie! 2 bocanci murdari pentru 2 pantofi cu toc eleganți. Ești mulțumită? Uhu! Acum mergi! Ok, să facem. Oh, nu e de bine! Femeie la pământ! Oh, oh nu! Cred că te-a durut. Sunt ok. Cum mergi cu așa ceva? Bărbia sus? Ok. Umeri în spate. Ah. Inutil. Stai puțin. Ce ai acolo? Să vedem. Oh, ce drăguț! Cum te-a ajuns asta aici? Ha? Nu vreau să știu. Ah. Aoleu! Nici eu nu știu. Ah! Uite! Poftim? Da! Îmi explici și mie? Bagă-ți umerașul pe sub tricou în spate. Asta ar trebui să te ajute să-ți menții postura. Deja funcționează! Acum testează-l! Sau mergi! Bine! O faci! Și chiar bine! Zici că sunt expertă! Grozav! Da! Acum hai să petrecem! E plin aici! Vezi pantofii ăia? Sunt fabuloși! Sunt efectiv șocată! Nu-i corect! Ce invidioase sunt! Să mergem! O să rog să ne pună cântecul nostru preferat! Te superi dacă îți cer o melodie? Mersi! Ce faci? Frățică, umerii ăia! Hei! Ce vrei? Ăla e un umeraș? Șterge de aici! Oh! Îți sar mereu un ajutor, dragă! Ascultă riff-ul ăsta! Biletul, te rog! Vizionare plăcută! Bună! Nu ai voie cu dulciuri? Lasă-o în cutie! Dar nu mi-am terminat acadeaua! Urăsc dulciurile! Acum poți intra! Sper că n-am întârziat! Nu e corect! Nu poți să nu mănânci ceva la cinema! Stai puțin! Ah, îmi plac filmele bune! Ai pățit ceva? Nu mai contează, n-am timp de asta. Vreau ceva bun. E delicioasă! Ce n-ai? Oh, serios? Ah, nu-mi plac deloc diminețile. Vreau să stau în pat. Dar trebuie să mă pregătesc. Poftim? De unde a apărut părul ăsta? Parcă aș fi Bigfoot! Nu m-am mai epilat de mult, dar trebuie să scap de el. O să dureze ceva timp. Ce de păr! Nu mă poate vedea nimeni așa. Lama de ras nu face față. Trebuia să folosesc o mașină de tuns iarba. Ce crețos! Bine că am terminat. Wow, nu-mi vine să cred. E un monstru păros. Dispar de aici! Nu mă așteptam la asta. O să pornesc robinetul. Nu vreau să-l mai văd. Oh, nu! E din ce în ce mai rău! Oh, ce salea! Aș putea folosi colierele astea de plastic. Cred că sunt perfecte. Să trecem la treabă. O să le tai pe laterale. O să fac tăieturile în unghi. O să fac la fel până sus. Acum am nevoie de celălalt colier de plastic. O să-l trec prin gaură. Apoi o să-l prind. Vreau să obțin o buclă în partea de jos. Cred că e gata. Hai să desfundăm chiuveta. O să împing colierul de plastic în scurgere. Apoi pot să-l scot. Așa. Ce grețos arată! Pot să-l arunc la gunoi! Ce instrument util! Ce-a fost în capul meu? Așa, dă din fund! E mai distractiv să faci curat dansând! Așa, așa! Ia uite! O să scap rapid de mizerie! Totul trebuie să fie curat în lună! Nu vreau să văd pic de praf! Trebuie să fac curat și acolo! De unde vine zgomotul ăsta îngrozitor? Oh, cânti iar! Am primit un mesaj! Poftim? De când așteptam asta? Dar nu pot ieși arătând așa! Majordom! Am fost chemat! Aduc hainele, domnișoară! Avem câte o ținută pentru fiecare ocazie! Ia să vedem! Poate ceva strălucitor? Nu! Oh, asta e perfectă! E elegantă și sigur îl va lăsa cu gura căscată! Serios? Chic! Arăt ca un sac de gunoi acoperit de diamante! Ce dificil e! Stai! Știu! De ce mă mai chinui? De ce durează așa mult? Oh! Cred că asta o să vă placă! E creația mea! Ce frumoasă e! Vreau să o probez! Wow! Arăt superb! Ca întotdeauna, domnișoară! Iar acum aveți nevoie de o coafiură nouă! Mă ocup imediat! Mă ocup și de părul mamei mele! Cred că v-ar sta bine cu niște bucle mari! A ce miroase? Ce drăguție! Vom avea o întâlnire perfectă! Cum merge treaba? Totul e în regulă! Mi-am terminat treaba, uitați! Mereu arăt bine! Stai! Ce-am pe bărbie? Îngrozitor! Sunt oribilă! Ia-o de aici! Îmi cer scuze, domnișoară! Trebuie să faci ceva! Nu mă descurc sub presiune! Stați să mă gândesc! Nu, nu e ce trebuie! Ce mai am pe aici? În niciun caz! Stai așa! Gadgetul meu antipraf! Ar putea fi perfect! Adică merită să încerc. O să-l aplic pe bărbie. O să aspire imediat mizeria din pori. Parcă șterge praful. Fiu, cred că s-au curățat. Uitați! Mi-am recăpătat tenul perfect. Ce m-am stresat! Ce ușurare! Faci minuni! Nu eu, ci acest gadget. Nu arată bine deloc. Trebuie să fac ceva. O să acopăr zona. Așa mai vii de acasă. Cred că sunt gata de întâlnire! Să nu mă aștepți! La revedere! Distracție plăcută, domnișoară! Era cât pe ce! Iar dăm test! Mă rog, de parcă mi-ar păsa! Hei, gumă gratis! Arată ca menta de iarnă! Trebuie doar să curăț puțin! Sunteți pregătiți să dați test? Să nu copiați! Bine fie! Nu sunt pregătită pentru asta? Nu am deloc chimie în minte. Nu știu ce să fac. Profa, am terminat. Ai spus că ai terminat? Vin. Mulțumesc. Nu ai răspuns la nicio întrebare? Întoarce testul. Numerar? Oh, doamne, ești o bijuterie. Nu-i așa? Îți bați joc de mine? Stai puțin! Am propriile mele răspunsuri. Cine-i cea mai isteață acum? Crezi că nu te văd? Copiez acolo? Nu prea cred. Nu e ceea ce pare. Serios? Ce păcat! Acum ce mă fac? Părul meu! Exact! Noroc că am făcut și niște rezerve. Nimeni nu va bănui asta. Vezi? Ce se întâmplă? Nu pare să copieze. Bună, profa! Ce scâmpete! Calea e liberă! Da, trebuie să mă grăbesc! Cred că am terminat! Sunt gata! Ok, puteți începe! Am învățat toată noaptea! Sunt pregătită! trebuia să învățăm? O, nu! Credeam că e un test la desen. Nu o să fie bine deloc. Ha, prea ușor. Știu, o să copiez răspunsurile lui Julie. Poți să te ajut cu ceva? Relaxează-te, calmează-te. Leo, ce faci acolo? Nu te mai prosti, timpul trece. Nu înțeleg nimic. Oh, ia uite. Ăsta e momentul. Ce m-aș face fără telefon? Wow, arată bine. Hei, frumosule. Oprește-te. Stai, am un plan. Sigur va funcționa, sunt genial. Hei, Julie, hai să facem un selfie. Ok, să mă prinzi din unghiul care mă avantajează. Sigur, perfect. A funcționat perfect. Măresc imaginea și acum răspunsurile. O să iau notă de trecere. Mă sună cineva. Hei, ce faci acolo? Unde sunt? Ce faceți acolo, copii? Noi? Nimic. Bun. Bună, Leo! Trebuie să mă pregătesc de oră. Wow, ce tare! Serios? De asta aveam rucsacul așa greu. Dar nu poți avea niciodată prea mult aur. Trofeul meu! Ce viață frumoasă am! Eu am doar niște caiete și pixuri. Stai, unde pot să le pun? Nu am penar. Cred că o să le pun aici. Asta e. Să nu uit de ăsta. E făcut din aur și cea mai fină mătase. E frumos, nu crezi? Nu e corect. Stai puțin. Ca să vezi. Cred că o pot folosi. Fii atent. O să pun hârtia pe masă și o să împăturesc în două. Apoi o să întorc vertical. Acum am nevoie de un cutter. O să tai cu grijă zona pliată, până jos. Acum am două bucăți de hârtie. O să-mi pun pensula într-un colț și o să o folosesc pentru a înfășura hârtia. Fix așa. Trebuie să fie foarte strânsă. O să las un triunghi mic la capăt și o să pun limpici peste el. Acum pot să înfășor complet. Pasul următor o să îndoi tubul. O să-l îndoi la mijloc și din nou aici. Și în sfârșit încă o dată aici. Seamănă cu un diamant. O să-i tai capetele, vreau să fie drepte. O să le prind între ele. Ar trebui să formeze un triunghi. O să repet procesul cu hârtii de culori diferite. Mai am multe de făcut. Am tăiat un triunghi din hârtie cartonată. Apoi o să pun tubul ăsta triunghiular deasupra. E o stea. O să suprapun triunghiurile. O să alternez culorile. O să lipesc hârtiile pe parcurs. Asta e ultima. Wow, uite! E perfect! O să-l pun fix aici. Va fi un suport de pixuri genial. Funcționează perfect. Acum biroul meu nu va mai fi dezordonat. Cum ți se pare, Leo? Wow, sunt impresionat. Dar unde e aurul? Ce n-ai? Stai, penarul meu are o gaură uriașă. Nu e corect. Poți să-mi faci și mie unul? Te rog. Vorbești serios? Nu cred. Te rog. Nu, descurcă-te singur. Așa, deci. Nici acum? Stai să mă gândesc. Ok, dacă așa stă treaba, ia să vedem. Trebuie să am ceva util pe aici. Cum a ajuns să stai aici? Ce mai am pe aici? Ce-i asta? Stai puțin, știu ce pot face. O să întind materialul la orizontală. O să-i adaug lipici din loc în loc. O să creez un model. O să fac asta pe tot materialul. Fix așa. O să-l aranjez pe lungime. Apoi o să lipesc pompoane deasupra. Vreau să fie colorate. O să aștept să se usuce lipiciul. Apoi o să întorc materialul. Am nevoie de o bucată de șnur. O să-l pun la baza materialului. O să adaug o linie de lipici deasupra șnurului. O să fac asta dintr-o parte în cealaltă. O să împășor materialul peste șnur și apoi o să-l apăs peste lipici. Apoi o să pun lipici la fiecare capăt al șnurului și o să lipesc de el pompoane. Acum o să pun lipici pe marginea materialului, dar doar pe o parte. O să împăturesc materialul în două. Vreau să-l aliniez exact. Acum o să apăs bine, dar mai am multe de făcut. Am o bucată subțire de spumă pe care am tăiat-o în formă curbată. O să pun o riglă pe ea în unghi și o să trasez linii cu o cariocă. Vreau să fie trasate la aceeași distanță. O să fac asta într-o singură direcție. Apoi o să fac același lucru în direcția opusă, până când obțin ceva de genul ăsta. Apoi o pot băga în paharul de plastic. Am iar nevoie de pistolul cu lipici fierbinte. O să pun lipici fix sub margine. E ușor dacă învârt paharul. Iau materialul și îl bag în pahar. Uite, pare un cornet de înghețată. Wow, e uimitor! E pentru mine? Evident! Wow, e cel mai grozav lucru pe care l-am văzut vreodată. Poftim, ia tot aurul. Ok, mersi. N-am de gând să refuz. Am dat lovitura! Și eu! Îmi place foarte mult! Wow, sunt bogată! Bun venit în noua ta casă! Sunt toate pentru mine? Wow! N-am văzut niciodată așa de multe torturi! Stai să vezi ce mai am pentru tine! Serios? Wow! Nu-i bai, ursulețul n-a pățit nimic, a căzut pe mine! Sunt gata de spectacol! Hai să începem! Oh, da! Am adoptat o fetiță! Mirosea îngrozitor! La 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 la! Wow, ce melodie fredonabilă! Hei, mami! Aici sunt! Surpriză! Uite ce am desenat! Mami? Oh, ia! Oh, ah. Trebuie să-i atrag atenția! Trebuie să mă furișesc cu grijă! Alo, cuibul vulturului! Aici vrăbiuța! Activează protocolul tăcerea de aur! Oh, da, rock! Vino încoace! L-am prins! Totul decurge conform planului! Acum e momentul să arăt și eu ce pot! Wow, ce grea e! Oh, urechile mele, ce se aude? Mickey? Nu e chiar așa de greu! Oh, hei, mami! Sunt noul tău chitarist! Cânt bine, nu-i așa? Oprește-te! Cred că-mi curge sânge din urechi! Oprește-te, te rog! Uite, mami, cânt rock! Au! E ceva normal? Au, mă arde! Poftim? Mickey, mă întorc imediat! Stai, nu e așa grav! Te ajut imediat! Atunci, dacă totul pare sub control... Deci, crezi că sunt talentată? Sigur! De ce nu încerci să cânti la Malacas? S-ar putea să ți te potrivească mai bine! Par distractive! Hai să cântăm rock! Serios, nu cred că te pricep deloc la muzică, dar am concert diseară. Salutare, New York! Uhu! Vai de mine, te iubesc, Gina! Vreau să vi-o prezint pe fiica mea care mă va acompania în seara asta. Salut! Unde sunt maracasele? Stai liniștită, am exersat! Wow, ce talentată e! Oh, da! Uhu! E cea mai tare noapte din viața mea! Sha-la-la-la-la! E genial! O să cânt un solo! Oprește-te! Ce naibă! O să postez înregistrarea asta! Ce s-a întâmplat? Scuze, mami, am făcut tot posibilul! Dar pot rezolva problema! Uite, mami, putem folosi un telefon! Ce idee bună! Am nevoie de telefonul tău! De ce? Ai încredere în mine, dă-l încoace! Nu cred, Gina o să-mi țină telefonul în mână! Hai să rezolvăm problema! O să reușești, mami! Am nevoie de o chitară! Oh, da! La 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 la! Wow, are o voce de înger! Gina! 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 Oh, sunt un star rock! Ce oră plictisitoare! Hei, fiți atente! Dați un test la matematică! Eu număr doar banii, nimic altceva. Mă rog, sunt cam ocupată. Sper să iau notă de trecere, am învățat toată noaptea. Nu vreau să vă aud vorbind, poftim testele! Ia să vedem! Eu am pe cineva care dă testele în locul meu. Oh, ce întrebări interesante! Ce frumoși sunt! Am luat nota maximă! Mersi! Eu mulțumesc pentru mașina nouă! Eu am plecat! A fost greu, dar am reușit! Am terminat! Am meritat toți banii! Hei, doamnă profesoară, puteți lua ăsta? Mulțumesc! Ce pierdere de timp! Ok, v-am evaluat testele! Essie m-a impresionat! Wow, 10 plus, da! Mersi! Am luat 7? Cum e posibil? Hei, de ce te mai plătesc? Nu știu ce să zic. Ah, ce enervant! Alo, tati, am nevoie de un tocilar nou. Trebuie să-mi bag astea în dulap. Ar trebui să-mi cumpăr un lacăt. O cameră secretă? N-am observat-o până acum. Ia să văd ce conține. Wow, ce spațioasă e! Oh, ce comod pare! În sfârșit am un loc în care pot citi și învăța. Wow, nu știam asta! Trebuie să vin mai des aici! Wow! Bună, Ellie! Oh, de ce? De parcă aș vorbi vreodată cu Justin. Nu înțeleg absolut nimic. Am nevoie de niște timp pentru mine. Bine că mă pot duce într-un loc exclusivist. Ai nevoie de un card auriu ca să intri? Așa mai fi de acasă. Ah, locul unde mă simt fericită. Ia să mă distrez puțin. Ah, ce interesant arată ăștia. Wow, ce realist arată. Ce zi! Trebuie să mă relaxez. Am cele mai noi sisteme de securitate. Trebuie să mă protejez cât pot. Ah, ai ajuns în sfârșit! Stai jos! Urăsc să vorbesc cu servitorii. Vreau să fiu răsfățată. Ok, o să-ți aplic o mască facială. E cea mai scumpă de pe piață. E făcută din aur. O să ai o piele de milioane. Ceea ce e ironic, pentru că masca asta costă fix atât. Poftim! Ce mult îmi place jobul meu! De ce nu pleci odată? Ah, ce viață! Mai! Ce avem noi aici? Ha? Oh, bună! Hei, e timpul să votăm regele sau regina balului? Știu cine ar fi un rege perfect. Ia să vedem, unde mi-e pixul? Frumos! Sunt clar cea mai bună alegere. Așa, ne mai vedem. Wow, e de vis! Wow, aoleu! Ce-i asta? Trebuie să votăm regele sau regina balului? Oh, o să folosesc vechitura asta. Hai, e singurul pix pe care l-am. Dar am cerneală în plus. Hei, dacă funcționează... Super, am reușit! Abia aștept! Te iubesc! E dimineață deja? Am dormit tun! Gâtul meu! Cred că am dormit strâmb! Aoleu! Un pic de ajutor? Ce pot face pentru dumneavoastră? Am gâtul super țeapăn. Se rezolvă imediat cu un masaj. Wow, e genial! Deja mă simt mai bine. Ok, gata. M-am relaxat. În regulă. Oh, de la mine miroase. Oh, e oribil. Am nevoie de ajutor. Doriți o periuță de dinți, domnule? V-am adus 5 variante. Alegeri. O aleg pe cea aurită. Foarte bine! Și am pasta dumneavoastră de dinți preferată. Zâmbiți! Ce bine e! Aproape am terminat. Wow! Gata! Mulțumesc! Micul dejun? Wow! Poți pleca! N-am nevoie de public. Cât e ceasul? Ce bine am dormit! Ce naiba? Cred că am un mușchi întins. Asta e. Ce caută periuța mea de dinți acolo? Asta e păr? Eu! Ce grețos! Dispar de aici! Sper că am suficientă pastă de dinți. Abia aștept să mă spăl pe dinți. De asta mă temeam. Hai! Am nevoie de ambele mâini pentru asta. Hai! Ieși odată! Haide! Știu că mai e puțină. O văd! Da, uite-o! Știam că nu te-ai terminat. Cine are nevoie de periuță de dinți când ai degete? Trebuie să mă clătesc. Hei! N-am plătit factura la apă? Și sticla mea cu apă? Decât nimic. Gata! Perfect! Hei, ce-i asta? Nu vine să cred! Cine a lăsat asta aici? Am sărit peste prânz astăzi. Ce bună e! Te cam murdărește. Bine că am mereu șervețele umede. Și dacă tot suntem aici... De cât timp era acolo? Așa! Ador tenii și curați! Dulapul, te rog! Un lustru? Mulțumesc! Am făcut multe plimbări în weekend. Super! Ce? Păstrează restul! În fine! Copii bogați! Atât de răsfățați! Pe data viitoare, chimia mă așteaptă! Ce? Nu vine să cred că am fost invitată! E cea mai mare petrecere a anului! Fii atent! Ghici cine vine la petrecere? Bine, super! Nu-i așa că e cea mai tare veste? Ghici ce? Voi fi și eu acolo? Bine. De fapt, am deja costumul. Cam cât de mișto e? Făcut la comandă pentru mine. Nici măcar nu m-am gândit la asta. Ce o să port? Eu am fost? Hai, frate! Hei, asta îmi dă o idee. Ok, sunt gata. Îți amintești de dresul ăsta? E timpul pentru o mică ajustare. Doar o mică tăitură aici și încă una la picioare. Bun! Și marea dezvăluire! Bună, mânecilor! Îmi strecor capul pe aici. Și pac! Super drăguță, nu? Unele găuri dau un aer special. Măcar nu mai trebuie să mă îngrijorez că se va rupe dresul. Dar nu am terminat încă. Continuăm buclă după buclă. Și la final vom obține un model super cool. Aproape am terminat. Și gata! Un top unicat, dragă! Ura! Hei, Alex! Am și eu o bluză personalizată. Ce? Wow! Ai vrea să fii partenera mea? Super! Mersi! Să mergem! Scumpo? Bun, ești aici! Am ceva pentru tine! Mamă, ce se întâmplă? Sper să-ți placă! E un bilet pentru parcul de distracții! Nu se poate! Wow, mamă! Îl meriți, Sofia! Abia aștept! Wow! Ce nebunie! Ok, trebuie să vă întreb ce se întâmplă. Îi speriați pe ceilalți clienți! E ok, am bilet! Ok... Te rog, se distrează! Haide, fă-mi o favoare! Aveți 5 minute! Dar să nu vomiți! Ura! Ce zi! E vremea perfectă pentru călărie! Bună, fetiță! Ești gata să facem asta? Nu te mișca! Să mergem! Ușurel, fetiță! Așa cum am exersat. E cel mai bun mod de a-ți petrece ziua. Mă ajută să mă destind. Opa, fetițo! Unde sunt angajații? M-ai chemat? Faci o pauză. Cred că ți s-a făcut foame de la călărie. Ți-am adus gustările. Ups, sper că n-a observat. Poftim, doamnă. În sfârșit. Ce să aleg? O să iau sucul. Acum pleacă spericalul. Sigur, doamnă? Poate să fie și mai bună de atât ziua asta. Ar trebui să fac niște poze în mișcare. Mă ocup, doamnă, arătați uimitor. O să mă asigur că-ți surprind latura bună. Poftim, orice latură e latura mea bună. Mi-am exersat pozițiile astea. Se vede, foarte frumos. Încearcă să îmbrățișez calul. Ai un talent înnăscut. Ok, ajunge, să le postăm. Grozav, paparații. Nu mă lasă niciodată în pace. Nu poate o fată să meargă și ea în spațiu ca orice om normal. E atât de enervant. Mă bucur că mi-a luat tati racheta asta nouă. Ultima era atât de demodată. Nici măcar nu avea spa. Deci, cum conduci chestia asta? Wow, ce cool! E liniște și pace. E timpul pentru un pic de distracție. Woohoo! Uh-oh, cum te oprești? Încep să mă prind cum stă treaba. E plăcut să am niște timp doar pentru mine. Pot să-mi exersez și mișcările de dans. Opa! Am amețit! Și îmi place la nebunie. Aș putea să fac asta toată ziua. E timpul pentru selfie-uri. Prietenele mele o să fie atât de invidioase. Ar trebui să-mi iau un extraterestru ca animal de companie. Ah, mi-a venit o idee. E cea mai bună metodă să te speli pe dinți. Dentistul meu ar fi tare mândru. Trebuie să mă pregătesc de oră. Wow, ce tare! Ce coafură să aleg? Nu, nu verde. Cred că știu. O să aleg varianta a treia. Oh, ce salea! Dă-i drumul! Sunt ale mele! Vreau să le văd! Aoleu! Ce s-a întâmplat? În sfârșit, ați ajuns! Bun venit la o provocare artistică! Hai să începem! În prima rundă avem... să bată tobele! Un curcubeu! Wow! Îmi plac curcubeele! Hai mai repede! Am nevoie de ceva din poșetă. Oh, o să-mi verific și eu geanta. Ce am pe aici? Așa arată geanta ta? Aha, îi pot folosi pentru a desena ceva. Hei, am uitat cam asta. Încă miroase bine. Serios? Îmi vine să vomit. Ah, glumesc. Am nevoie de un marker. Unul cu diamante, evident. De unde a apărut ăsta? Mi-a venit o idee. Hei, Kendall! Ia de aici! Ce crețos! Ok, prima dată o să pliez hârtia. Apoi o să pun deasupra suportul de creioane și o să trasez un cer cu el. Apoi o să desenez o față. O să încep cu ochii. O să fac zâmbetul de ambele părți ale hârtiei. Ce zâmbet frumos! Acum o să desfac hârtia. O să folosesc banii pe post de riglă. O să prelungesc fața. Apoi o să colorez totul. Vreau să fie cât se poate de colorat. Și o să-i desenez un curcubeu în gură. Acum pot să pliez hârtia la loc. Arată super! Uitați! Arată bine, nu-i așa? Wow! M-ai lăsat cu gura căscată! Britney nici măcar n-a început! Trebuie să găsesc ceva util pe aici. Ah, hei, am găsit niște cretă veche. E fix ce-mi trebuie. Am nevoie doar de un ciocan. O să fac rapid un șablon în formă de fluture. O să-l pun peste o foaie de carton negru. Apoi o să așez creta deasupra. Și apoi o să o sfărâm. Oh, da! Ce bine e! M-a ajutat să scap de tensiune. Acum o să dau șablonul la o parte. Și am obținut un fluture frumos foc. Excelent, fetelor! Nu-i așa? E o decizie dificilă, dar Britney câștigă. Serios? Wow, mersi! Oh, nu e corect. Hei, nu fi supărată. Mie mi-a plăcut desenul tău. Hei, se simte romantismul în aer! Asta e următoarea voastră provocare! O inimioară! Și ca să vă inspir, am un invitat special! Fiți atente! Salutare, domnișoarelor! Cu privirea asta, fac ravagii! Pă, ce bine că am adus generatorul ăsta de vânt! Wow! Ce drăguț e! Hei, eu l-am văzut prima! Nu cred! Vreau să câștig runda asta! Trebuie să fac ceva special! Dă-mi inimioarele! Mai vreau! Mă mișc cât de repede pot! Nu mă descurc sub presiune! Poftim! Fix de asta aveam nevoie! Brian e de vis! Am fi super fericiți împreună! Ok, o să încep cu un mesaj romantic. Cred că transmite fix ce simt! Acum o să conturez scrisul cu un pix auriu. O să fac și niște steluțe. Am scris mesaje și pe celelalte inimioare. Cred că să o aleg pe asta. O să îndoi marginile și o să le pliez îndoindu-le așa. Acum o să pliez și vârful. Am obținut un plic miniatural. O să-l lipesc un sticker. O să-l bag lângă celelalte. E o colecție de scrisorele de dragoste. Și formează un breloc simpatic foc. Wow, ce idee genială! S-ar putea să fie mai greu decât credeam. Nu-mi vine nicio idee. Ok, ia să vedem. O să desenez o inimioară. Dar nu e o inimioară clasică. E diferită, dar arată bine. Salutare! Îmi place ținuta asta stradală. Și desenul ăsta se magnific. Un trandafir pentru un trandafir de fată. Wow, ești un gentleman! Și ce e ăsta? E pentru mine? Frumoasă și talentată! Ce combinație! Am ceva pentru tine! Vai, ce-mi bate inima! Da, așa reacționează toate fetele! Ehem, pentru mine n-ai nimic? Liniște! E momentul meu! Bate palma! Glumesc! Următoarea provocare e o pensulă! Unde-i Britney? Habar n-am! Nu contează! Hai să începem fără ea! Dă-i drumul! O să fie ușor! Alo? Vreau să dau o comandă! Ce rapid s-au mișcat! Îmi place să fac shopping! E hobby-ul meu preferat! Ok, o să scot din cutie! Cum am căput aici? Ce grea e! Dar e perfectă! Nu mai am nevoie de cutia asta! Scuze de întârziere! Vai! Aia e cumva hârtie igienică? La ce te referi? Ah, corect! Ups! Ce jenant! Deci, ce-am ratat? Stai! Trebuie să mai fac ceva! Oprește-te, te rog! Da! Ce bine e! Ah, aș putea folosi ăsta! N-am nevoie de pensulă, o să-l rup în două. Apoi o să-l acopăr cu hârtie igienică. Vreau să fie rulat strâns. Apoi o să-l rulez într-o fâșie de plastic verde. Fix așa. Apoi am nevoie de un sticker, ca să fixez totul bine. Arată bine! O să-l bag în tubul ăsta transparent. Cred că-i gata! O să înmoi primul bețișor în vopsea roz. Roz ca plasticul din jurul lui. Apoi o să colorez hârtia. După ce termin cu rozul, o să schimb bețișoarele între ele. Am nevoie de albastru. Aștept ca bețișorul să absorbă culoarea. Și acum pot picta în continuare. Ce n-ai? Așa deci? N-ai văzut nimic încă? Am planuri mari. O să creez o capodoperă. Am terminat! Serios? De ce ai făcut asta? N-ai nicio șansă! Serios? Mi-a alunecat pensula! Scuze, am nevoie de potasiu. Asta e următoarea provocare. Mi s-a făcut foame de la atâta treabă. Vreau ceva de mâncare. Așa mai vii de acasă? Ce delicios arată toate! Ce să gust prima dată? Wow, chiar că arată bine! Vreau și eu! Ia mâna aia murdară! Nu pune mâna pe mâncarea mea! Hai, doar nu poți mânca pe toată. Bine, îți dau un ou. Prinde! Aoleu! Încetișor! Să nu-l scap! Fiu, era cât pe ce! Mersi mult! O să sparg oul într-un bol. Vreau să separ gălbenușul. O să-l pun în alt bol. O să-l sparg cu degetele. Ce lipicios e! Apoi o să torn deasupra puțin ulei. Încă puțin. Acum îl pot amesteca. Apoi o să trag amestecul într-o seringă. Așa e mai ușor de lucrat cu el și nu fac multă mizerie. O să adaug oul peste pigmenți pudră. N-am nevoie de foarte mult, doar de câteva picături. O să folosesc o pensulă ca să amestec pigmentul și oul. Arată bine! Acum o să zdrobesc ușor coaja de ou. Vreau să o rup în bucățele. O să iau bucata asta de coajă și o să o vopsesc albastră. Îmi place mult culoarea asta. Am desenat o vază și o să lipesc cojile deasupra. Apoi o să adaug flori. Nu mai pot nimic. Stai! Cred că am mâncat prea mult. Aoleu! Ups, scuze! Ce a intrat trebuie să iasă. Nu vreau să irosesc mâncarea. Poate pot crea ceva cu ăsta. Am pictat cu albastru o foaie de carton. Și o să folosesc buchețelul de brocoli pe post de pensulă. O să adaug vopsea pe foaie. O să folosesc mai multe culori. Am obținut un aspect genial de frunze. Uitați! Ce drăguț! Îmi place mult! Foarte creativ! Ce decizie să iau? E greu, dar Kendall câștigă! Super! Sunt cea mai tare! Ok, las-o mai moale, Picasso! Iuhu! Uite cum se învârte! Asta e următoarea voastră provocare! Interesant, nu? Serios? Habar n-am ce ar trebui să facem cu asta. Am o ață ieșită din cămașă. Încă una. Asta mai lipsea. Poate sunt utile totuși. Machiaj! Poate Kendall n-o să observe. Ăsta e momentul. Comportă-te normal. Nu e nimic interesant. Crima perfectă. O să acopăr ața cu ruj. Apoi o să pun pe caiet. O să o îndulez. Apoi o să închid caietul și o să trag de ață. Am creat o pictură abstractă. Arată super! Wow! E chiar impresionant! Stai! Hai, Britney? Da? Oh, cum ajuns asta aici? Păstrează-l! Eu o să folosesc pensul asta. O să învopsesc foaia cu negru, dar o să mă opresc la jumătate. Apoi o să adaug lipici în linie dreaptă. O să întind lipiciul peste pânza goală și partea neagră. Fix așa! Înainte să se întărească, o să presar sclipici deasupra. Trebuie să mă mișc rapid. Fiu, ce greu e! Aur? O să iasă super în tabloul meu. Și mătreața mea e bogată. Dar ar trebui să-mi cumpăr un șampon mai bun. O să pun peste pânză un șablon în formă de inimioară. Și o să folosesc o vopsea la spray. O să acopăr șablonul cu vopsea. Ce culoare intensă! O să ridic cu grijă șablonul. Wow! L-aș atârna pe perete! Arată bine, nu-i așa? Oh, da! Stai să vezi tabloul meu! Vai! Ochii mei! Nu mai văd nimic! Lasă-l jos! Mult mai bine! Wow! E minunat! E chiar special! Data viitoare avertizează-mă din timp! Wow! Ce de lucruri! Provocarea a ajuns la final! E timpul să anunț câștigătoarea! Eu! Vreau să fiu aleasă! Ce emoții am! Cine va fi? E Kendall! Nu cred! Am făcut tot posibilul! Felicitări! Stai! Ar trebui să împărțim premiile! Vorbești serios? Iuhu! Nu prea îmi plac îmbrățișările! Ce frumos! Arta e adevărata câștigătoare! Oare ce-o fi? Sunt atât de entuziasmată! Deocamdată e cam dezamăgitor! Așa e, nu? Ce e cu zgomotul ăla? Surpriză? Tot nimic. Alo, așteptăm. Wow, ce cool a fost. Wow, să-l deschidem? Păi, e al meu. Hei, dă-mi-l, a fost ideea mea. Nu pune mâna. Ești atât de rău, Chris. Oh, baloane. Nu-mi pasă. Dar sunt frumoase. Pot să încerc și eu? Nu. Te rog. E atât de distractiv! Hei! Ia uite! Mi-a venit o idee! O să fie super! Începe cu o pânză. Apoi folosește un trafalet ca să aplici vopseaua. Ai grijă să acoperi toată pânza. Acum ia un pahar de cafea și înmoaie-l în vopsea albă și presează-l pe pânză. Fii cât vrei tu de creativ! Apoi începe să adaugi culoare în interiorul cercurilor. Încearcă să adaugi culori diferite pentru un efect mai realist. Încercăm să evidențiem lumina în baloane. Arată bine! Și acum niște detalii mai fine. A ieșit uimitor! Sunt o artistă! Hei, Chris! Am și eu niște baloane! Poftim? Ești gelos? Mi-l dai mie? Hai să facem schimb! Dă-mi-l! Wow! Ha? Unde sunt baloanele? E gol! Nu-i corect! Am uitat să zic că l-am folosit pe tot? Nu-i amuzant! Ce dulce e! Mă ajută să-mi găsesc inspirația la desen! Ce faci aici? Domnișoară, știi regulile, fără dulciuri la oră. Și oricum, cine are nevoie de atâta zahăr? Asta ce are? Poți să-mi explici? Interesant, nu-i așa? Eu am desenat-o. M-ai făcut curioasă. Ce se întâmplă aici? Ce n-ai? Directoarea! Dulciurile sunt interzise! Trebuie să fiți pedepsite! Nu! Stați așa! Wow! Unde suntem? Acum că sunteți atente, e timpul să vă alegeți instrumentele. Așa cântă pasărea asta. Și asta e prima voastră provocare artistică. Ia să vedem. Eșarfa asta! N-ar trebui să fie prea greu. Serios? Ăsta-i ce cred eu că e? Dispar de aici, pasăre enervantă! Măcar acum am un avantaj! De fapt, știu exact ce m-ar putea ajuta în acest caz. Cum am ajuns să stai aici? Nu mai contează. Cum spuneam? Ha? E cumva o glumă proastă? Ok, în sfârșit, mi-am găsit lucrurile. Ah, super, altă carte plictisitoare. N-am ce face cu ea. Ochelari de not? N-am nimic util aici. Ce-i cu calculele astea? De parcă știi ce înseamnă. De fapt, numerele astea ar putea să mă ajute. După ce-i desenez corpul, pot folosi câteva numere magice aici. Și în zona capului. Începe să semene cu o pasăre, nu-i așa? Stai să vezi când încep să colorez. Ești bine, vrăbiuțo? O să-ți fac pene frumoase foc, în toate culorile curcubeului. E gata! Ce părere aveți? Observați numerele din desen? Impresionant! Și desenul tău? Eu am avut parte de o vreme proastă. Asta e tot ce am desenat. Annie, ai câștigat runda asta. Ah, super! E pentru mine? Mersi! Nu pot lucra în condițiile astea. Trebuia să mă fi așteptat la asta. Oh! E timpul pentru următoarea provocare. Am văzut foarte multe mere la viața mea. Știu exact cu ce să încep. Trebuie să fac un cerc perfect. Dar oare unde să-mi plasez codița? Și cercul ăsta acoperă toată pagina. Ah, trebuie să o iau de la capăt. Nu mi-ar strica puțină inspirație? Stai, am văzut un măr perfect. Nu pare atentă la mine. La atac! Dau startul filmului Misiunei Posibilă Mărul. Sunt în armată și gata de luptă. Trebuie să-l decupez cu atenție. Ce face Annie acolo? Oprește-te! Stai jos! Scuze! Of, și ce aproape eram! O să desenez ce știu atunci. Deci o să scriu cuvântul măr. E ușor. M-A-R. Stai puțin. Dacă împart cuvântul la 5, adică la un măr, voi fi cu un pas mai aproape de rezultatul dorit. Ok, o să fac 5-ul ăsta mai mare. Nu știam că un număr poate fi la fel de mare ca jumătate de măr. Nimeni nu o să-și dea seama că am început totul scriind un număr pe foaie. Mai ales când o să-l colorez. După ce o să termin de amestecat culorile, mărul ăsta o să pară adevărat. Ah, să nu uit de codiță! O să-i fac câteva umbre și câteva detalii finale. Și acum pare numai bun de mâncat. Nu crezi? Voila! Am terminat! Și eu! Ce realist arată! Și ce simplist! Păi, e clar cine câștigă! Bravo, Annie! Super! Am câștigat! Aș vrea un măr adevărat. Și eu. Cineva l-a mâncat deja pe al meu. Din fericire al meu e întreg. Ce set de pictură uimitor! Sunt atât de invidioasă. Cum aș putea să o folosesc pe asta? Poate am cum să-mi repar pensula. Am nevoie doar de niște păr. Sper să nu observe Sara. Cred că ajunge. O să prind părul de pensulă. Acum pot să pictez. Chestia aia îmi pare cunoscută. Adică foarte cunoscută. E cumva părul meu? Părul meu! Ce-ai făcut? Dă chestia aia! O să iau și mai mult păr. Terminați imediat! Există o singură soluție pentru asta. Pedeapsă? Ok, nu mă așteptam la asta. Unde suntem? Bună! E timpul pentru o provocare artistică. Roata o să decidă ce să desenați. 1, 2, 3, go! Oh! O floare? Ok, ar trebui să fie ușor. Chiar trebuie să facem asta? Nu știu ce să fac. Stai așa. Cred că mi-a venit o idee. Sunt genială! O să-mi pun bijuteriile pe foaie. Acum pot să desenez pe deasupra lor. Nu am nevoie de multă vopsea. Și o să folosesc culori diferite. Ok, cred că ajunge. O să folosesc vârful pensulei ca să trag lanțurile pe foaie. O să împrăștie și vopseaua, o să amestece toate culorile. E versiunea mea de floare. Reușită, nu-i așa? Wow, sunt impresionată! Acum pot să mă machiez. Acum e șansa mea. Trebuie să arăt bine, am o reputație. Da, grozav! Asta e fix ce-mi trebuia. Acum pot să-mi creez floarea. O să tapotez vopseaua cu pensula asta de machiaj. Apoi o să fac la fel cu niște vopsea verde. Arată grozav! O să adaug niște detalii. Și gata! Ce pictură frumoasă! Trebuie să scap de asta. Ce faci? Nimic. Bun, nu-mi distrage atenția de la machiajul meu. Arăt fabulos! Ah, a expirat timpul! Ce zici? E impresionantă, nu-i așa? A mea e mai subtilă. Excelentă treabă! Foarte interesant, Sara! Știam eu că o să-ți placă. Nu se poate! Ce-i așa de muzant? Ai vopsea pe față. Penul meu frumos! Nu! E o capodoperă, Sara! Arată-o lumii! Picturile voastre sunt excelente! Bravo! Următoarea voastră provocare e să desenați un unicorn. Da! Ador unicornii! Unicornul seamănă cu un cal, nu? Nu mă pricep deloc la desenat animale. Psst! Ce e? Ia uite! Ce de bani! Sunt ai tăi, dacă îmi desenez unicornul. Sara, sunt dezamăgită! Nu, desenează-l singură! Ghinionul tău! O să dau un bară la proba asta. Câtă dramă! Știu un truc bun pentru asta. O să-mi pun mâna pe foaie și o să-i trasez conturul. Acum o să lucru. E o metodă simplă de a desena un unicorn. O să-l colorez acum. Rozul e culoarea perfectă pentru un unicorn. Oh, e atât de drăguț! O să colorez și mai mult cornul. Ce rapid! E gata! Uită-te la el! De ce ești așa fericită? Mi-a venit o idee. Pot să copiez desenul lui Molly. Dar eu o să fac un unicorn bogat. Așa o să fie cornul perfect. Arta de calitate costă bani. Ce zici? Serios? E identic cu al meu. Nu, al meu costă mai mult. Iuhu, profa! Ah, iată, uită, superb! Felicitări amândurora! Sunt artistă! Bine, te las să câștigi de data asta. Ups! La, 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 la. Ups! Scuze, elevelor! Ce avem de data asta? O stea! Începeți! Ce sunt astea? Instrumente de pictură? Mă rog, poate să le ia Molly. Oh, ia uite! Wow! Cred că e ziua mea norocoasă! O să pun un șablon pe pagină. Și am înmuiat pensula în diferite culori. O să pictez peste șablon. Obțin un efect grozav. Acum o să scot cu grijă șablonul. Wow! Zici că e un curcubeu! Îmi place la nebunie! Doar atât poți? Trebuie să dau un telefon. Alo? Da, am nevoie de niște ajutor. Ce se întâmplă aici? Să desenez o stea? Simplu. E o nimica toată pentru un profesionist ca mine. Priviți și învățați. Ar fi fost frumos să fie ceva mai provocator, dar ce să fac? Și-am terminat. Puteți să mă aplaudați acum? Știu, sunt talentat. Ai terminat? Oh! Vai de mine, ești o capodoperă. Ești muza mea. Mai! Aș putea să te pictez zilnic. Să plec? N-am mai văzut o asemenea frumusețe. E pentru tine. Ești atât de romantic. Mă simt atât de inspirat când sunt lângă tine. Să mergem! Hei, întoarce-te! Pictura mea! Oh! Haide și fă liniște! Nu cred că ar trebui să facem asta. E prea târziu acum. Ești pregătită? Wow! Ciocolată! Ok, urmează-mă! Pășește unde pășesc și eu! Aoleu! Șt! Ești ok? A zis că trebuie să urmez. Opa! Noroc că am căzut pe mână. Puteam să mă rănesc. Nu mai contează. Avem ciocolata. Oh? Aia nu e ciocolată? Nu cred. E un desen. Oh, nu se poate. E reală. Ce s-a întâmplat? Unde suntem? Uite, instrumente de pictură. Cred că trebuie să ne apucăm de desenat. Ok, prima provocare. Oare ce-o fi? Vai, ce cățeluși drăguți! Putem să-l păstrăm? Ok, pot să fac. Am văzut că artiștii fac așa. Habar n-am de ce, dar arată bine. E destul de mic pentru un cățeluș. Stai, știu ce trebuie să fac. Am și eu o mână, ce mare lucru. Ah, m-am prins, e simplu. O să-mi conturez mâna. Ce faci? Măcar e fericită. O să-mi pun mâna pe foaie, uite așa. Apoi o să desenez în jurul ei. Acum să o fac să arate ca un câine. Niște blană, niște ochișori drăguți și un nas. O să adaug un strop de culoare acum. Iese bine! Nu trebuie să depășesc conturul. Aproape am terminat. Gata, e adorabil! Sunt mândră de el. O să-l numesc Norocel. E chiar reușit. Adică îmi place al meu, dar... Wow! Măcar ai încercat. Cine a câștigat? Da! Uite, se întâmplă ceva! Biscuiți! Par delicioși! Ăsta are formă de os! Genial! Îmi place tematica asta canină! Abia aștept să-l gust! Stai așa! Biscuiți, os, câine... Oh, oprește-te! Nu-s pentru tine! Ce gust bun au! Am nevoie de rețeta asta! Oh, ce bine era dacă nu făceai asta! Care-i faza? Biscuiții ăștia sunt pentru cățeluși! Nu puteai să-mi zici asta? Ai meritat-o! Hei, vino aici, băiete! Avem bunătăți! Haide! Vai, cine e cel mai bun băiat? Tu ești, da, tu ești! Cred că ți-e foame după ce ai stat atât la poze? Ești un cățel așa isteț! Uite, sunt pentru tine! Aproape-am terminat! Hei, nu până nu e gata, bine? Acum nu te mișca! Ochii tăi nu sunt simetrici! Nu, clar nu sunt. Gata! Tu ești, frate! Nu seamănă deloc cu mine! Doar încerci să mă faci să mă simt prost! Hai, dă-mi-l! Fie! Ce vei face? E timpul să-ți plătesc cu aceeași monedă! Ține-te bine! Ai un cap mare, ochi bulbucați, din strâmbi. Oh, da! Ta-da! Glumești? Nu sunt așa de urât! Dă-i drumul! Ha! Uh-oh! S-o fac? Haide! Carioci? Wow! Deschide-o, deschide-o! Wow! Chestia asta e profesională! Nu, am o idee mult mai bună! Hei, uite! Cine i-a dat drumul iepurașului aici? Vai, cum faci asta? Ai grijă cu lupul, micuțule! Oh! Și acum cel mai bun număr al nostru! E grozav! Chiar ești talentat! Iuhu! Hei, stai! Vorbesc doar cu mâinile mele! Dar stai! Am o idee și mai bună! Acum că mi s-au obișnuit ochii, pot să-mi pun umbra de pe perete pe foaie! Trebuie doar să completez zonele lipsă! Recunoști deja ce e? E prietenul cel mai bun al omului, desigur! Acum, tot ce lipsește acestui cățeluș e doar un strop de culoare. Vai, e cea mai tare lucrarea mea! Nu te vei opri niciodată, nu? S-a luat lumina? Ia uite! Inspirat de marioneta din degete! Genial! De ce nu m-am gândit la asta? O să-l ador pe ăsta! Drăguț, nu? E iepurașul! Ok! L-a inspirat și pe ăsta. Doar câteva degete în plus. De ce nu le-ai tu pe ăsta? Mersi! Of, nu iar! Măcar am gustări! Drăguț! Ok, suntem gata să desenăm ceva? Hai să ne încălzim cu un curcubeu! Un curcubeu, a? Asta da încălzire? Știu! Punga mea cu chestii poate să-mi fie în sfârșit utilă! Să vedem! Bună, micuțule! Nu! Ce băiat cu minte! Pe astea le căutam! Ești gata să vezi un pic de magie? Privește cum aceste culori se transformă într-un curcubeu! Trebuie să fac câteva târe! Așa! Gata! Aproape! Super! Acum să punem chestia asta la treabă! Nu-i așa că ai plăcut? Trebuie să lucrez cu ce ai, amice! Așa! E un pic cam murdar! Acum scoatem banda adezivă! Nimic nu se compară cu o linie curată și precisă! Mai exact cu 3 linii precise! Gata! Mersi pentru ajutor! Impresionant, nu-i așa? Cred că ok! Mă descurc! Alo! Trebuie să fac totul singură? Ce frumoase sunt! Pleacă! Am nevoie de spațiu ca să devin creativă! Interesant! Evident! Privește și învață! Arată frumos cu toate culorile, nu-i așa? Stai să vezi ce urmează! Vezi? Uneori chiar muncesc! Și după ce e gata, obții un nisip superb în culorile curcubeului! Uite ce nuanțe vibrante! Ta-da! Chiar a fost grozav! N-am terminat încă! Zici că e un mic omuleț curcubeu care dansează! Are un pic de personalitate, nu-i așa? Ei bine! Ambele sunt interesante! De aceea sunteți amândouă câștigătoare! E ok! Să vedem! Aia e perspectiva corectă, cred! Salut, bunicule! Cum ți se pare pictura mea? Bravo! Ai folosit bine culorile! Oh, ia uite ce culori! O să am nevoie de ele! N-ai nevoie de pensule? Ce faci acolo? Și am terminat cu pictura! Ce zici? E ok, cred! N-am terminat! O să iau planșa asta de plastic și o să o trag în jos! Oh, ia uite-o cum merge! Uită-te acum și spune-mi ce părere ai! Vai de mine! Wow! E grozavă, bunicule! Îmi place la nebunie! Ok, scociul meu e pregătit! Capătul ăsta poate să vină aici! E timpul să-mi încep desenul! Uf, e mai greu decât credeam! Îmi trebuie culoarea asta acum, cred! Cu grijă să nu stric linia asta! Este îngrozitor! Hei, stai! Bunicul are scociul ăla acolo! Zac! O să împrumut chestia asta, bunicule! Bun! Mi-am luat o bucată de scoci! Acum o să pun cariocile! Și acum o să îndoi scociul peste ele ca să stea locului! Da! O să meargă și o să fie grozav! E timpul să fac un curcubeu mai reușit! Da! A mers! Sunt un geniu! Wow! Bravo! Dar ce-ar fi dacă am putea să facem asta cu și mai multe carioci? Ha! Atât de multe! Ce fel de curcubeu am putea face? Ești sigur că o să fie o treabă sigură? Nu există siguranță în artă, băiatul meu! Așa, să vedem ce avem! Cine spune că un curcubeu trebuie să fie doar în formă de arc? O să o iau pe aici, iar apoi o să trec acolo sus. Și acum o să ajung în zona asta foii. Iar apoi o să mă întorc de unde am început. Wow! Gata! Privește proiectul finalizat! Seamănă cu o pasăre. Wow! Vânzare de artă! Cumpărați niște desene noi! Doar azi! Aoleu! Nu mersi! Nu! O altă respingere! Un străin! Ajutor! Mă atacă! Calmează-te! Ce se întâmplă? Nimeni nu vrea să-mi cumpere lucrările. Bunicule, ce faci în tomberonul ăla? Ce plănuiești să faci cu gunoiul ăla? Tot n-ai încredere în mine? Bine atunci, trebuie să privești. O să pun capacul ăsta pe foaie. Și acum o să încep să pulverizez cu vopsea foaia. Vreau să acopăr totul. Să nu-ți fie teamă să dai și pe capac. Și acum o să adaug niște vopsea albă jos aici în colț. Vreau să umplu tot spațiul. Și acum este timpul pentru punga de plastic. O să tamponez zona albă cu punga asta. O să miște nițel vopseaua. Așa, și acum o să stropesc planșa cu mai multă vopsea albă. E timpul să dau la o parte capacul. Așa, e gata. Tadam! Wow, bunicule, e incredibil de frumos. Nu pot să cred cât de ușor ți-a fost să faci tabloul ăsta. Poftim, poți să-l iei tu. Vreau eu tabloul ăla, i-am toți banii. Ok, cred că tabloul ăsta e gata. Nu vreau să mi-o iau în cap, dar cred că e o capodoperă. O să-l pun aici, pe șevalet. Wow, îl ador! Oh, baloane! Cred că merită o recompensă. Da! Ia uite ce multe sunt! Ador baloanele! Hei, m-am întors! Ups, am dărâmat tabloul ăla! Of! Era capodopera mea! Cea mai bună lucrare de până acum! Stai puțin! Baloane? Mi-a venit o idee grozavă! Am o sticlă de plastic! O să-i tai partea de sus și acum o să pun o mică plasă peste deschizătură. Apoi o să torn săpunul lichid în vasul ăsta de sticlă. Cred că ajunge! Acum o să înmoi plasa în săpun. Săpunul s-a prins de plasă. E timpul să punem niște vopsea pe ea. O să picur niște albastru și niște roșu. Și apoi galben, evident. Culorile primare bifat. Iar acum e timpul să începem să facem niște baloane. Mă asigur că sunt aproape de planșă. Și acum o să le sparg pe câteva dintre astea mai mari. Așa, cred că e gata. Hei, cum ți se pare pictura asta? Wow! Cum ai făcut-o? M-am inspirat de la baloanele tale. Am făcut-o pentru tine. Mulțumesc mult, bunicule! O ador! Baloanele sunt chiar grozave! Asta e prima voastră provocare. Oh, ce romantic! Pot desena asta? Matthew? Ce faci? Ce mâini catifelate ai! Devine ciudat! N-am observat niciodată ce frumoasă ești! Dacă spui tu... Stai, am o idee! O să prind cariocile între ele, apoi o să încep să desenez. Așa o să obțin o inimioară dublă. Obțin un efect 3D. Ce bine arată! Poftim? Stai puțin! Scuze, fetelor, sunt ocupat. Inima mea aparține unei singure persoane. Lui Stacy e perfectă. Wow, ia uite! Arată super! Trebuie să desenez și eu ceva. Și am o idee genială. O să lipesc vârfurile cariocilor. Culorile se vor amesteca. Fix așa! E perfect! Acum urmează partea distractivă. Când colorez inimioara, culorile se vor întrepătrunde. Și obțin un efect super interesant. E genial! Parcă ar fi un curcubeu. Uite, Stacy! Cum ți se par, Lily? Matthew, ai folosit culorile ingenios. Stacy, al tău e diferit. Dar câștigătorul e clar, Matthew. Oh, ce drăguț din partea ta. Ăsta e pentru tine, Stacy. Ah, mersi. Ce popcorn delicios. Vrei și tu? Mersi, Matthew. Prinde. Oh! Atenție! Fix la coș. Atenție! Poftim! Hei, îți stă bine? Vai de mine, ce amuzant e! Ce se întâmplă? Hei, arăt ca o pasăre! Ce tare! Ce moale ești! N-ați uitat de provocare, nu? Ups, am uitat complet de asta! Următoarea temă este un puișor adorabil! Sigur că da! Oh, mi-a mai rămas niște popcorn! Poate pot folosi boabele. O să le torn pe foaia de hârtie. Am pus și niște lipici pe foaie. Și când scutur boabele în exces, rămân cu un puișor. Wow, ce idee bună! Eu o să folosesc lingoul ăsta de aur. Îl am mereu la mine în caz de urgențe. O să rat niște aur pe foaia de hârtie. Stai, ai aur? Cine ești mai exact? Am terminat! Am obținut un puișor auriu. Uite cum strălucește! Da, e simpatic foc. E rândul tău, Lily! E greu. Seamănă mult între ele, dar unul e dintr-un metal prețios și celălalt e destul de simplu. Știți ce? E egalitate! Felicitări! Iuhu! Mi se pare corect! Așa cântă pasărea asta și asta e prima voastră provocare artistică. Ia să vedem. Ah, eșarfa asta! N-ar trebui să fie prea greu. Serios? Ăsta-i ce cred eu că e? Dispar de aici, pasăre enervantă! Măcar acum am un avantaj! De fapt, știu exact ce m-ar putea ajuta în acest caz. Cum a ajuns ăsta aici? Nu mai contează. Cum spuneam? E cumva o glumă proastă? Ok, în sfârșit! Mi-am găsit lucrurile! Ah, super! Altă carte plictisitoare! N-am ce face cu ea! Ochelari de not? N-am nimic util aici! Ce-i cu calculele astea? De parcă știi ce înseamnă! De fapt, numerele astea ar putea să mă ajute! După ce-i desenez corpul, pot folosi câteva numere magice aici! Și în zona capului! Începe să semene cu o pasăre, nu-i așa? Stai să vezi când încep să colorez! Ești bine, vrăbiuțo? O să-ți fac pene frumoase foc! În toate culorile curcubeului! E gata! Ce părere aveți? Observați numerele din desen? Impresionant! Și desenul tău? Eu am avut parte de o vreme proastă! Asta e tot ce am desenat! Annie, ai câștigat runda asta! Ah, super! E pentru mine? Mersi! Nu pot lucra în condițiile astea. Trebuia să mă fi așteptat la asta. Oh, e timpul pentru următoarea provocare. Am văzut foarte multe mere la viața mea. Știu exact cu ce să încep. Trebuie să fac un cerc perfect. Dar oare unde să-mi plasez codița? Și cercul ăsta acoperă toată pagina. Ah, trebuie să o iau de la capăt. Nu mi-ar strica puțină inspirație? Stai, am văzut un măr perfect! Nu pare atentă la mine? La atac! Dau startul filmului Misiunea Imposibilă Mărul! Sunt în armată și gata de luptă! Trebuie să-l decupez cu atenție. Ce face Annie acolo? Oprește-te! Stai jos! Scuze! Of, și ce aproape eram! O să desenez ce știu atunci. Deci o să scriu cuvântul măr. E ușor. M-ă-r. Stai puțin! Dacă împart cuvântul la 5, adică la un măr, voi fi cu un pas mai aproape de rezultatul dorit. Ok, o să fac 5-ul ăsta mai mare. Nu știam că un număr poate fi la fel de mare ca jumătate de măr. Nimeni nu o să-și dea seama că am început totul scriind un număr pe foaie. Mai ales când o să-l colorez. După ce o să termin de amestecat culorile, mărul ăsta o să pară adevărat. Ah, să nu uit de codiță! O să-i fac câteva umbre și câteva detalii finale. Și acum pare numai bun de mâncat! Nu crezi? Voila! Am terminat! Și eu! Ce realist arată! Și ce simplist! Păi, e clar cine câștigă! Bravo, Annie! Super! Am câștigat! Aș vrea un măr adevărat! Și eu! Cineva l-a mâncat deja pe al meu! Din fericire, al meu e întreg! 2, 3, go! Oh! O floare? Ok, ar trebui să fie ușor. Chiar trebuie să facem asta? Nu știu ce să fac. Stai așa. Cred că mi-a venit o idee. Sunt genială! O să-mi pun bijuteriile pe foaie. Acum pot să desenez pe deasupra lor. Nu am nevoie de multă vopsea. Și o să folosesc culori diferite. Ok, cred că ajunge. O să folosesc vârful pensulei ca să trag lanțurile pe foaie. O să împrăștie și vopseaua. O să amestece toate culorile. E versiunea mea de floare. Reușită, nu-i așa? Wow, sunt impresionată! Acum pot să mă machiez. Acum e șansa mea. Trebuie să arăt bine. Am o reputație. Da, grozav! Asta e fix ce-mi trebuia. Acum pot să-mi creez floarea. O să tapotez vopseaua cu pensula asta de machiaj. Apoi o să fac la fel cu niște vopsea verde. Arată grozav! O să adaug niște detalii. Și gata! Ce pictură frumoasă! Trebuie să scap de asta. Ce faci? Nimic. Bun, nu-mi distrage atenția de la machiajul meu. Arăt fabulos! Ah, a expirat timpul! Ce zici? E impresionantă, nu-i așa? A mea e mai subtilă. Excelentă treabă! Foarte interesant, Sara! Știam eu că o să-ți placă! Nu se poate! Ce-i așa de amuzant? Ai vopsea pe față! Tenul meu frumos! Nu! E o capodoperă, Sara! Arată-o lumii! Picturile voastre sunt excelente! Bravo! Următoarea voastră provocare e să desenați un unicorn. Da! Ador unicornii! Unicornul seamănă cu un canu. Nu mă pricep deloc la desenat animale. Psst! Ce-aia? Ia uite! Ce de bani! Sunt ai tăi! Dacă îmi desenez unicornul... Sara, sunt dezamăgită! Nu, desenează-l singură! Ghinionul tău! O să dau un bară la proba asta. Câtă dramă! Știu un truc bun pentru asta. O să-mi pun mâna pe foaie și o să-i trasez conturul. Acum o să-l umplu. E o metodă simplă de a desena un unicorn. O să-l colorez acum. Rozul e culoarea perfectă pentru un unicorn. Oh, e atât de drăguț! O să colorez și mai mult cornul. Ce rapid! E gata! Uită-te la el! De ce ești așa fericită? Mi-a venit o idee. Pot să copiez desenul lui Molly. Dar eu o să fac un unicorn bogat. Așa o să fie cornul perfect. Arta de calitate costă bani. Ce zici? Serios? E identic cu al meu! Nu, al meu costă mai mult. Iuhu, profa! Ah, iată, uită, superb! Felicitări amândurora! Sunt artistă. Bine, te las să câștigi de data asta. Ups! Ok, prima provocare. Oare ce-o fi? Vai, ce cățeluși drăguți! Putem să-l păstrăm? Ok, pot să fac. Am văzut că artiștii fac așa. Habar n-am de ce, dar arată bine. E destul de mic pentru un cățeluș. Stai, știu ce trebuie să fac. Am și eu o mână, ce mare lucru. Ah, m-am prins, e simplu. O să-mi conturez mâna. Ce faci? Măcar e fericită. O să-mi pun mâna pe foaie, uite așa. Apoi o să desenez în jurul ei. Acum să o fac să arate ca un câine. Niște blană, niște ochișori drăguți și un nas. O să adaug un strop de culoare acum. Iese bine! Nu trebuie să depășesc conturul. Aproape am terminat. Gata, e adorabil! Sunt mândră de el! O să-l numesc Norocel. E chiar reușit! Adică îmi place al meu, dar... Wow! Măcar ai încercat! Cine a câștigat? Da! Uite, se întâmplă ceva! Biscuiți! Par delicioși! Ăsta are formă de os! Genial! Îmi place tematica asta canină! Abia aștept să-l gust! Stai așa! Biscuiți, os, câine... Oh, oprește-te! Nu-s pentru tine! Ce gust bun au! Am nevoie de rețeta asta! Oh, ce bine era dacă nu făceai asta! Care-i faza? Biscuiții ăștia sunt pentru cățeluși! Nu puteai să-mi zici asta! Ai meritat-o! Hei, vino aici, băiete! Avem bunătăți! Haide! Vai, cine e cel mai bun băiat? Tu ești, da, tu ești! Cred că ți-e foame după ce ai stat atât la poze. Ești un cățel așa isteț. Uite, sunt pentru tine! Oh, e atât de palpitant! Un unicorn! Poate fi complicat. O să aleg cariocile. Nu știu, atâtea opțiuni. Vopsele sau carioci? Carioci! Cred că am făcut alegerea potrivită. Ok, încep! Ups! Mi-a alunecat carioca, scuze! A alunecat, ok! Ești atât de imatură! Stai să-ți îmbunătățesc desenul! Să nu mai faci așa ceva! Te-am avertizat! L-am îmbunătățit! Ai ratat o zonă! Te-am ajutat să-l colorezi! E inutil! Ia de aici! Termină! Oprește-te! Am putea să facem asta toată ziua! Ia o altă foaie! Bine, dar o să stau cu fața în direcția asta! O să desenez cel mai tare unicorn din lume! Știu! U-N-I-C-O-R-N! Acum trebuie doar să le unesc! O să-i fac o coafiură drăguță! Să nu-i de picioare! Mai trebuie doar să-l colorez! Rozul o să fie culoarea perfectă! Cred că ăsta o să câștige! Aș fi vrut să am un unicorn real! A mai rămas doar coada. Gata, a fost ușor. Ta-dam! Oh, nu! Ăsta-i desenul meu. E bun, bravo! Oare cine a câștigat runda asta? Vai, sunt șocată! Da! Care-i premiul? Sper să fie un unicorn adevărat. Mă mulțumesc cu așa ceva! Nu merge asta, e prea mică. Ia să văd. Pare delicios. Poate merge să iau o guriță. Nici nu o să observe. De ăsta aveam nevoie. Dă-te la o parte, o să fac mizerie. Nu cred. Scuze, m-am împiedicat și am aterizat pe tort. Ți-am păstrat și ție. Ești incredibilă. Ți-am oferit. Trebuie să mă pregătesc de următoarea provocare. Pare momentul potrivit. Stacy, astea-s pentru tine! Sper să-ți placă! Vorbești serios? Nu, nu pot! Oh, un cadou pentru mine? Nu, e pentru Stacy! Serios? Oare ce e? Ia uite! Ce? E un unicorn stupid? Nu o să înțeleg niciodată femeile! E de la băiatul de care îmi place! E super! O să-l prețuiesc pe vecie! Mi-a venit o idee pentru runda următoare! Un unicorn! Serios? Bine, ia să vedem! Nu, nu arată bine! Ce moale e! Cutia mai conține ceva! E o bomboană cumva? Miroase ca o bomboană? E delicioasă! Ce se întâmplă? Stai puțin! Știu! Trebuie să încep să desenez! O să fac conturul unicornului pe o hârtie milimetrică. Apoi o să dublez conturul. O să arate bine, garantat. Apoi o să încep să adaug câteva detalii. Asta va fi coma. Acum o să înnegrez conturul, ca să iasă în evidență. Și o să adaug culorile. O să iasă super drăguț. Nu trebuie să depășesc conturul. O să fac cornul multicolor. Arată bine! O să adaug și ultimele detalii. E gata! Lily, am terminat! Vă expiră timpul! Ce? Cum e posibil? Ce mă fac? O să folosesc ăsta. Voilà! Măcar ai încercat! Felicitări, Stacy, arată super! Matthew, mai bine nu mai spun nimic. Stacy câștigă? Era evident! Da, știu! Iuhu, eram sigur! La, 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 la. Ups, scuze, elevelor. Ce avem de data asta? O stea! Începeți! Ce sunt astea? Instrumente de pictură? Mă rog, poate să le ia Molly. Ia uite! Wow! Cred că e ziua mea norocoasă! O să pun un șablon pe pagină. Și am înmuiat pensula în diferite culori. O să pictez peste șablon. Obțin un efect grozav. Acum o să scot cu grijă șablonul. Wow! Zici că e un curcubeu! Îmi place la nebunie! Doar atât poți? Trebuie să dau un telefon. Alo? Da, am nevoie de niște ajutor. Ce se întâmplă aici? Să desenez o stea? Simplu. E nimica toată pentru un profesionist ca mine. Priviți și învățați. Ar fi fost frumos să fie ceva mai provocator, dar ce să fac? Și-am terminat. Puteți să mă aplaudați acum? Știu, sunt talentat. A, ai terminat? Oh! Vai de mine, ești o capodoperă! Ești muza mea! Mai! Aș putea să te pictez zilnic! Să plec? N-am mai văzut o asemenea frumusețe! E pentru tine! Ești atât de romantic! Mă simt atât de inspirat când sunt lângă tine! Să mergem! Hei! Întoarce-te! Pictura mea! Oh! Oh, băiatul meu cu minte! Ce frumușel ești! De fapt, ce-ar fi să-l desenați? Imediat! Ah, se rezolvă! Sunt expertă la desenat căței! Trebuie să-i fac doar capul, corpul și 4 picioare! Dar arată cam plictisitor, nu-i așa? Ah, o să mai încerc o dată! Cred că trebuie să-l fac mai mare! Ah, tot rău arată! Puh, nu! E la fel de îngrozitor! Hai! Ce e? Calmează-te! Hei, cred că am o idee! Pot să-mi folosesc palma pe post de șablon. După ce trasez conturul, îmi pot folosi creativitatea pentru a face detaliile. Sigur o să iasă super! Vezi? Acum trebuie doar să-l colorez. Și cred că băiatul ăsta cu minte ar trebui să fie maro ciocolatiu. Să nu-i de limba roz! E omniprezentă în cazul oricărui cățel. Voilà! Îți place ce vezi? Seamănă extrem de mult! Și desenul tău? Annie? Ce e? Oh, n-ai desenat nimic? Asta înseamnă că ai câștigat, doamna Emma! Oh, arată delicios! Mulțumesc! Căței din ciocolată! O să încep cu asta! Arată bine! Ce cremos e! Nu e corect! Calmează-te, dragă! Ia și tu unul! Ah, serios? Mulțumesc! Gata pentru următoarea provocare? Un cactus? O să pierzi! Mă îndoiesc! Tu o să pierzi! Start! Ar trebui să fie simplu! Trebuie să-mi păstrez energia... Nu te stresa, ești una cu pixul. Aproape am terminat. În sfârșit, e gata. Hiu! Observă diferența, e greu, nu-i așa? Și chestia aia, privește și învață. O să întind buretele pe foaie. Apoi folosesc un burete mai mic pentru membre. Și acum florile. Mai trebuie doar să adaug niște detalii. S-ar putea să înrămesc desenul ăsta la final. Ce zici? Păi, ambii sunt verzi. Nu prea te pricep. Nici măcar nu o să fie o competiție. Wow! O piniata în formă de cactus! Crezi că-s dulciuri în interior? E o singură cale prin care putem afla. O să mă leg la ochi. Ok, e timpul să mă încordez puțin. E glorios! Uite! Ha? Ai zis ceva? Unde-o fi dispărut? Alo? E pierderea ei. Ce s-a întâmplat? Hei! De unde au apărut dulciurile astea?